Now football. English Premier League. Bună seara, bună seara. Bine v-am găsit la o ediție cu totul specială fotbalenglez.ro băi, mai specială decât am planificat-o și noi, să știți. N-am crezut că atât de mult ne va da de lucru în seara asta. În primul rând, e seara de duminică, pentru că de mâine nu mai suntem în localitate. Deci, la revedere, nu se mai putea face decât astăzi emisiunea. De asta n-a fost pusă în ziua de luni, pentru că era oricum final de etapă, puteam să discunez pe toate meciurile. Duminică seara totul va fi ok și vine pauza internațională, da? Surpriza a fost să ne trezim Oculta mondială, mafia high-tech, l-a executat pe domnul Stănescu. Nu are net, fraților. Rușine, București. Rușine, nu știu ăștia, țin oare, ține de sectoare, de primarul general, de ce-o fi. În orice caz, rușine, bă, da? Rușine, l-ați lăsat fără internet pe om și să intre domnul Stănescu prin telefon. N-avem servicii de genul ăsta de intrare prin telefon, ne trebuie net, în orice caz. Dar o să încerc, cine știe, poate să vedem, ce am făcut a fost să lăsăm o fereastră deschisă în cazul în care ei se rezolvă toată problema asta și da, este domnul Tesari, da, în cazul în care întrebați cine este providerul ce-o fi Tesari, bă, da, ăștia sunt băieții Digi. Dacă într-adevăr va reuși să revină și pe timpul emisiunii are ocazia să beneficieze de servicii de internet, va fi aici împreună cu noi. Trebuie să-i aduc mari mulțumiri lui Bogdan care a răspuns în urgență de cauze imediat prezent. Este o premieră să facem emisiunea de analiză în formula asta. Am făcut singur ce drept, dar îmi pică mult mai bine să facem în varianta asta în care am și un dialog și suntem doi prezenți în emisiune. Așa că mulțumesc Bogdan pentru anunțul de termen scurt și disponibilitate. Da, salutare! E bine că să a, s -a cum trebuie să fiu și eu liber, să n-am nimic planificat. Da, sunt, îmi fac și eu debutul la echipa mare, practic, acum. Semăn un pic cu naționala la din 92, când tot așa a luat pe plajă și i-a pus acolo în teren. Da, să sperăm că este bine, să sperăm că poate prinde și Andy ceva net și ni se alătură și el mai târziu. Da, datele mobile, ce ne mai scriu oamenii pe chat, că n-ar putea să intre pe telefon cu date mobile, cum am preluat până la urmă și privitorii noștri. Singura problemă este că avem emoții cu fluctuația acestor date mobile, adică ne putem trezi că devine foarte creoi discurs, orică nu ne poate urmări, orică materialele nu sunt bine văzute de către el, calitatea audio foarte discutabilă. Pentru noi ținem foarte mult la calitate, așa că a fost mult mai important să poată să decurgă ok discuția decât să fie una chinuită. Așa că varianta era să prezint eu singur sau să-l avem pe Bogdan disponibil și uite că am reușit așa să ne așezăm pentru seara asta și să pregătim emisiunea pentru că este incendiară cei drept. Asta era o emisiune în care... Emisiune în care aveam nevoie să simt patosul domnului Stănescu, în primul rând pentru că Presim că va fi una din rarele emisiuni în care sunt eu mai atacat decât ar fi domnul Stănescu. Și știți foarte bine că în momentul în care noi ne atacăm propriile echipe, sunt cele mai mișto emisiuni pe care le puteți vedea vreodată, pentru că dăm în ei mai mult decât ar da orice miștouri ale rivalilor, orice răutăți are celor care țin cu alte echipe. Na, 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 Noi suntem aia care executăm cel mai mult propriile echipe atunci când nu se descurcă și au momente nasoale. Împreună cu noi ne ducem înspre 100 de oameni. În seara asta ce-am dori ar fi? Știm că avem și serii, seara importantă de dueluri la nivel înalt. Adică este și el magnifico clasico ce vreți voi, dar poate fi și el bancrupsico, să-i spunem când vine vorba de Barcelona. Dar, în afară de duelul din Spania, știu că și în Italia avem mare duel în seara asta, așa că sunt meciuri pe care ați putea să le urmăriți dacă ne ascultați pe noi în fundal sau pur și simplu apucați să vedeți emisiunea într-o săptămână de pauză internațională, este foarte binevenit pentru că e o săptămână în care nu se va întâmpla nimic. Cu noi o să, ne vă, o să vă întâlniți de mâine într-o săptămână, în ziua de luni, în seara de luni. La ora de live, 19 obișnuită, atunci când vom vorbi despre Liga 2, Championship, după un weekend în care n-am avut deloc Premier League săptămâna viitoare. Așa că, da, 49 undefeated defeat, spune cine mai apărarea lui Conte dacă nu e Andy în emisiune. Foarte corectă, legitimă întrebare. Da, știm că Andy era fanul lui lui Conte. Ne? Eu nu mă număr între fanul lui Conte, Eu chiar am fost fericit atunci când era discuția să vină la noi înainte să ajungă la voi la spărs și m-am bucurat că nu l-am luat totuși. Chiar dacă a mers sezonul nostru dezastruos după aceea, pe termen lung, cred că a fost o decizie mai bună. Titlul acestui episod <coughs> este Antonio, vrei să fii dat afară? O să încercăm să răspundem în seara asta pentru că Weekendul este marcat de conferința de presă incendiară. Am atât de mult material pregătit. Pot să vă spun în mod clar că am subtitrat mai mult decât am subtitrat vreodată. Cred că pe un singur clip am reușit să subtitrez cât puteam face pe o emisiune, dar astea sunt exercițiile de care cred că avem nevoie să putem să înțelegem tema de la cap la coadă. Multe dintre clipuri au fost tăiate în social media, în online, în acest weekend și ați putut să vedeți numai câteva bucăți, câteva aruncături de idei, ce o fi, multe din ele puteau să mai fie și trunchiate. Adică dacă se opreau într-un anumit moment, n-ați prins cu ce continua. Noi am decis să vă dăm tot materialul ca să putem în seara asta să despicăm așa cum trebuie firul 4, să discutăm ce a vrut să facă Antonio Conte și ce a vrut să ne spună cu toată ieșirea asta. Așa că aveți un regal de spațiu de lux când vine vorba de acest meci, de acest episod, în etapa 28, în care, așa cum v-am spus, titlul pe care l-am pus este, dacă vrei să fii dat afară Antonio și vom răspunde în seara asta după 3 la 3 între Southampton și Tottenham. Aveți pe Kroll vor circula rezultatele din acest weekend. La final vom trece în revistă ce s-a întâmplat în Cupa Angliei, pentru că s-au stabilit semifinalele Cupei Angliei. Felicitări, ați reușit să eliminați nu numai Folam, ați reușit să eliminați și jucătorii și antrenorului Folam și cred că și rezerve și asistenți și o grămadă de oameni ați reușit să eliminați în seara asta, atât echipa cât și individual oameni de la Folam. Păi da, am învățat foarte bine de la Săr Alex că așa câștigi. Întâi trebuie să-ți elimini adversarul și după aceea vezi ce se întâmplă în teren. Și că am început ușor, ușor cu Neamirci după aia cu omul nostru, cu Mitrovici, antrenorul lor și tot așa. Până la urmă i-am scos și pe ei ca echipă. Uh, Andrei Ionuț Ungureanu te salută. O întreagă națiune daneză ți alături. <laughs> Excepțional. Îi mulțumim. Dar avem uh, spre 100 de oameni aici împreună cu noi și vă mulțumim pentru faptul că sunteți live. Uh, Daniel Onescu spune că el nu ar face parte din mafia high-tech, nu recunoaște nimic, dar întreabă și el pe viitor ce facem pentru Andy să aibă țeava de net așa cum trebuie. Eu v-am spus, știți care e chestia? Eu zic că e denotat faptul că ne aveți aproape de 3 ani și este prima oară când ni se întâmplă. Prima oară când dintr-un motiv de genul ăsta nu putem să fim online, live împreună cu voi. Deci, cred că totuși am scăpat cu bine față de ce putea să se întâmple. Deocamdată, am scăpat eu să văd când o fi să se întâmple la mine, vă spun de pe acum, când se întâmplă la mine nu este emisiune, fraților, punct. Dar încerc să rezolv aspectul ăsta, să nu depindă atât de mult de mine prezența în online a emisiunilor, dar cred că pentru sezonul viitor o să avem ceva soluție mai independentă sunt adevăr să fim acoperiți și dacă mi se întâmplă mie ceva, ce facem atunci? Trebuie fără să tine iese doar așa, un podcast fără imagine, <laughs> doar cu sunet Dar maxim. trebuie să facem un exercițiu de genul ăsta, să fii doar tu cu Andy <coughs> într-o emisiune și să conduceți discuția să vedem cum iese fac eu regie de emisie și vă las pe voi doi să vorbiți ca să vă intrați puțin în rol, să pregătim și varianta asta când o fi nevoie să o avem băgată în buzunar dar hai să o luăm pe rând, să discutăm despre ce s-a întâmplat în etapă. Ia să vedem, o să pornim cu clasamentul, așa cum obișnuim noi, să trecem în revistă ce s-a întâmplat în weekend și care sunt efectele acestui weekend care tocmai a trecut. Ia să vedem. Așadar, pornim din partea inferioară a clasamentului. Una, două secunde. Ia să vedem. Locurile 20-11, iată-le aici. Locul 20 este Southampton, care este pe coperta titlului acestei emisiuni, dar, mă rog, tot pe ultimul loc rămân și n-au niciun meci restant față de echipele deasupra lor, doar Everton, Wolves și Palace au 28 în afară de Southampton. Așa că a, echipele de deasupra lui de Southampton chiar au și meciuri restante, vorbind de Bournemouth, care are 24 la fel ca West Ham. Acestea sunt cele trei echipe de sublinie, însă West Ham are două meciuri restante față de cele 28 etape jucate până acum. Deasupra liniei Leicester, care a uitat să câștige, uitați-vă ce linie are acolo, cu patru înfrângeri și acum un egal scos la Brentford, Leicester are 25 și atât Leicester cât și West Ham sunt echipele care flirtează cam periculos cu zona asta retrogradării deocamdată. Nottingham Forest, 26, dar și Forest a uitat să câștige, alunecă tot mai mult, sunt acum pe 16, pe 15 Everton, după un egal, uite, trei, ultimele trei etape sunt două egaluri și o victorie pentru Everton, 26 de puncte, Sean Dice a început să culeagă roade. Am impresia că are trei victorii cât avea Everton în vreo 20 de meciuri înainte să vină el. A reușit și Sean Dice, da. trei sunt ale lui, șase sunt în total în acest sezon. Pe 14 este Leeds United, tot 26, gol averaj mai bun între Leeds, Everton și Nottingham Forest, sunt doar departajare de gol averaj. Avem pe 13 Wolves, la 27 de puncte, la fel ca cei de la Crystal Palace, 27. Patru înfrângeri consecutive pentru Palace și acum fără antrenor, după ce au decis să îl demită pe Patrick Vieira, acum pe weekend, de St. Patrick's Day, bă, nerușinații. Um, Palace a dat afară pe Patrick Vieira, și asta în Vila oricum deja. De acolo nu mai discutăm de retrogradări. Vila chiar are trei victorii și un egal în ultimele 4 etape. Așa că de aici discutăm de retrogradare, de la locul 12 în jos, 12 până la 20, avem doar 4 puncte distanță. Cum ți se pare lupta asta? Eu m-am declarat un mare fan al duelului din acest sezon. Nu exclud că vor începe să. nu știu, să să băltească unele echipe, adică Bournemouth, Nottingham Forest, noi mereu le-am le subliniat ca echipele care se prezintă cel mai slab în acest sezon, dar cu câtva noroc au reușit să culeagă și puncte sau cred că mai degrabă Forest a fost echipa care a cules mai mult cu noroc. câtă vreme uh, Bournemouth a oscilat între dezastre de genul 9-7 goluri luate, minuni de genul ăsta, și rezultate surpriză, scoase pe aici, pe acolo, Bournemouth reușind să se lipească și la puncte. Dar cum ți se pare partea asta inferioară și lupta la retrogradare, Bogdan? Da, sezonul ăsta e un sezon special. Avem atât de multe echipe care luptă acolo să, să scape de retrogradare. Eu zic că e bine că asta le oferă și încredere celor care sunt... Mult, foarte jos, cum e în cazul lui Southampton, încă mai speră și ei, așa dacă, nu știu, erau la 10 puncte distanță de locul 17, nu cred că îi mai interesa finalul de sezon. Și probabil o să lupte în fiecare meci, atâta timp cât mai au, mai au șanse. Dar eu zic că pentru ei și Burnout e cam cel mai, cel mai, greu în continuare. Iar restul sunt niște echipe care... Noi ne aveam speranțe mari de la ele, West Ham sau Leicester, care sezonul ăsta au dat-o de foarte rău de gard după că ușor, ușor a venit și Palace acolo lângă ei în horă. Ce au ei, poate noroc, pe etapele următoare este că o să aibă un program mai bun și cei de la Leicester și cei de la Palace și s-ar putea, chiar și așa cu sezonul ăsta foarte prost, să nu aibă mari dificultăți în a se salva. Dar lupta asta e, e foarte interesantă de, de urmări. Cu siguranță o să avem până în ultima etapă bătaie acolo pe locurile care salvează locul de Premier League în sezonul următor. Ce mișto ar fi să vedem că acel index pe care l-am ținut noi cu fotbal englez Power Ranking va așeza și echipele pe la locul lor în bună măsură. Adică să vedem că echipele care n-au putut să arate putere de joc în acest sezon, dacă nu-și îmbunătățesc acest index, să ne trezim că într-adevăr au șanse bune să pice la final de sezon. Știi că în clasamentul nostru acolo, Bournemouth cu Nottingham Forest au fost mereu cele mai slabe da, echipe. Sunt și... Ultimele două. Da, și punctele lor au reușit să fie ceva mai bune decât ce au reușit să arate pe teren aceste două echipe. Dar să vedem dacă până la final de sezon pot scăpa, pentru că prin tot ceea ce au arătat în acest sezon față de media campionatului, Nottingham Forest cu Bournemouth se ceva mai slab. Pentru seara asta nu am actualizat acest index pentru că erau doar 7 meciuri plus ultimul s-a jucat astăzi înainte de emisiune n-am apucat să culegem toate datele statistice, așa că îl vom actualiza când vom reveni după pauza internațională, după o etapă completă după pauza internațională. Dar știm sigur că Forest cu Bormat au fost mereu arătate de noi ca echipe cu o slabă putere de joc dar care și așa pot scoate puncte dacă le iese, adică să scape fără goluri primite, să preușească cumva portarul și apărarea o zi extraordinară. Altfel, argumentele mai puține erau de partea lor, Bournemouth și Forest cu probleme mari, fiind nou promovate în Premier League. Da, pe ce au cele două în plus față de Southampton, asta cred că e mai diferență. Au niște portari mult mai valoroși decât bazulul de la Southampton, fiind și un portar tânăr, fără experiență, la primul sezon în Premier League, sau că am văzut asta la el. Iar la celelalte două, și neto, și acolo pe rând, acum e Navas la, la Forest, au făcut au făcut mare diferență în anumite meciuri și le-au scos puncte importante. Știi că Vedem ai, ai simțit, să... Și când a lipsit neto de la Bournemouth, s-a simțit Nu Da, s-a văzut. văzut da, Travers îmi praf. În momentul în care a intrat el în poartă, s-a pierdut Bournemouth ca organizare. Da, am văzut că a purtat și bandelul de capitan acum în ultima etapă, Neto la că Este un jucător foarte foarte important, probabil și în afara terenului, nu doar pe, pe gazon. Absolut. Hai să vedem și top 10-ul, cum arată partea superioară a clasamentului. Avem Chelsea pe locul 10. Acum pentru ei sunt totuși două victorii și un egal. Egalul ăsta mai și fonează puțin impresia recentă de reveniment lui Chelsea de, într-adevăr, intrare în linie dreaptă a construcției lui Potter. No, nu, suntem o linie șerpuită deocamdată, fraților, și Potter a reușit să facă un 2-2 acasă cu Everton în etapa asta. O să discutăm și cum. Pe nouă, Fulham, care n-a jucat pentru că a fost în seara asta pe Old Trafford pentru meciul de cupă cu Man United. Fulham are 39 și are un meci restant, la fel ca Brentford. Însă Brentford împreună cu Brighton și Liverpool au câte 42 de puncte, cu diferența că Brighton are 3 restanțe. Singura echipă din campionat care are 3 restanțe la activ față de cele 28 de meciuri au jucat doar 25. Bine, Brighton nu poți să calculezi 3-3-3 la cele 3 restanțe. Da, hai să te gândești că le-ar obține, ar fi la 51. Ar sta excepțional dacă Brighton ar putea să-și câștige acele restanțe, dar e mai mult decât să calculezi matematic, trebuie să joci meciurile și câștigi. Liverpool așadar are 42 la fel, despărțite de gol la veraj, Liverpool, Brighton și Brentford și cu diferență de meciuri jucate, 27 Brentford, 25 Brighton și 26 Liverpool. La 47 de puncte vine Newcastle cu două victorii în ultimele două etape. Deloc ușoare sunt victorii la un gol și cu goluri târzii, dar foarte importante pentru Newcastle. Newcastle are nevoie să pună 3 puncte în meciurile pe care le joacă. Egalurile i-au făcut să alunece în afara top 4 și acum ultimele două etape cumva mai um, impulsionează finalul de sezon pentru Newcastle să continue să lupte la top 4. Tottenham nu arată atât de rău când vezi că sunt 3 victorii în ultimele 4 etape. Era o înfrângere între ele și mai vine și egalul ăsta de acum în uh, înfrângerea asta înfrângerea lui Tottenham este la Wolves, acel 1-0, dar în rest, dacă aici nu se termina prost finalul meciului, ar fi fost patru victorii și o înfrângere care dădea o linie ok lui Tottenham și chiar îi punea peste United în clasamentul provizoriu, chiar dacă United are în acest moment două meciuri mai puțin jucate decât Tottenham. United are un punct mai mult, chiar și fără aceste două meciuri jucate. City este la 61 și Arsenal trece la 8 puncte avans, dar cu un meci mai mult jucat. Arsenal a putut să fie programată în acest weekend. azi a câștigat, are 5 victorii consecutive, o vedem pe linia de clasament și a pus 8 puncte, știind că trebuie să meargă și pe Etihad. Nu e cazul deocamdată să începem să facem foarte multe calcule, ci să vedem ce se va întâmpla în aprilie pe Etihad între City și Arsenal. Da, aici aș vrea să punctez mai întâi surprizele acestui sezon full în Brentford și Brighton. Nu cred că ne așteptam să se descurce atât de bine niciuna dintre ele. Chiar dacă la Brentford și la Brighton poate am mai văzut și sezonul trecut niște meciuri bune, dar totuși nu ne așteptam să aibă atât de multă continuitate. Pe Fulham chiar îi dădeam la retrogradare dacă întreba cineva la startul sezonului. Iar la punctele slabe sunt Chelsea, în primul rând, care cred că nu-i mai interesează sezonul ăsta prea mult. Nu cred că mai au vreo șansă să prindă acel loc 4, ăla e important pentru ei neapărat, conferența Europa League. Iar Liverpool ușor, ușor, probabil o să intre în luptă acolo pentru ultimul loc de Champions League. Iar la vârf Arsenal sunt de felicitat în continuare. Au făcut, au, după acea perioadă mai slabă când s-au încurcat în câteva meciuri, au început din nou să câștige. Au creat acea diferență pe care o aveau și înainte față de City și cred că privesc cât de cât mai relaxați spre ultima parte a sezonului, ei fiind mari favoriți acum la titlu. Și cam asta e lupta între ei și City. Cred că United rămâne acolo, la mijloc, între cele din spate care se lupte pentru locul 4. Pe cele două din față nu, prea, nu au șansă să le prindă, și cam asta e. Așa că, deocamdată, suntem aici înainte de pauza internațională. Vin două săptămâni în care se vor duce să la echipele naționale jucătorii. O să vedem cum se întorc, o să vedem dacă apar indisponibilități după toate, după toate călătoriile pe care le au meciurile, pe care le au de jucat, ne putem trezi cu o grămadă de surprize pentru manager pe când jucătorii se întorc de la echipele naționale, dar cel puțin primim și noi un pic de răgaz, ne luăm și noi o pauză și discutăm și despre Liga a doua, când o să apucăm în săptămâna asta de pauză, de luni într-o săptămână o să discutăm tocmai despre um, Liga a doua engleză despre Championship. Și acum, trecând în revistă, sigur, rezultatele pe care le-am avut în acest weekend, o să fie destul de ușor să ne dăm seama că programul a fost lejer. Am avut doar șapte meciuri programate, unul în seara de vineri, am avut mai apoi 5 um, meciuri sâmbătă și un meci duminică. Șapte meciuri în total din 10 ce s-au putut programa în vreme ce cealaltă echipe și au văzut de meciuri de Cupa Angliei, sferturi, și o să le luăm pe rând, să discutăm despre ce s-a întâmplat în aceste meciuri, despre uh, cum ni s-a părut ce am văzut în aceste partide. Ia să vedem, pornim în mod obișnuit, așa cum o facem noi în emisiune, uh, așa cum este și în ordinea de pe tablou, discutăm despre Nottingham Forest, Newcastle, 1 la 2. Ăsta a fost un meci în care... Pf, ne uitam, îți spun în prima repriză, mă uitam și ziceam, bă, Forest va reuși să facă din nou meciul ăla de 1-0 pe care l-au mai făcut ei de mai multe ori, cu echipe destul de importante, cu echipe care aveau obiective destul de ambițioase, promițătoare și Forest mai scotea câte 1-1-0, mai, mai chinuia, pe mâna portarului o scoteau la capăt, n-a ieșit aici. Newcastle l-a avut pe Isaac, cred că tot ce n-a calculat Forest este că mai trebuiau să aibă grijă de Isaac și în prelungirile fiecare reprize, pentru că golurile au venit mereu în ce se dictase prelungire de la margine, adică și la finalul primei reprize și la finalul meciului, sigur finalul însemnând un penalty, până la urmă, dar așa a fost, așa a ieșit pentru uh, Nottingham Forest la acest meci cu Newcastle și te întreb cât de surprins ai fost de cum s-a desfășurat meciul ăsta între Forest și Newcastle. Da, cei de la Forest au avut noroc acolo când au deschis scorul, a fost acea greșeală a lui Botman și au putut să profite Denis, prietenul nostru din, din, FPL, îl știm, a reușit să marcheze, dar atât, în rest au fost foarte slabi tot meciul, n-au oferit nimic, au preferat doar să apere acel avantaj, până la urmă au primit golul de la Isaac înainte de pauză, iar în repriza a doua lucrurile au mers cam la fel până, până spre final. Au mai marcat cei de la Newcastle odată, dar a fost o fază controversată acolo. S-a dat offside până la urmă și au avut oarecum și puțin noroc cu acel penalty, o greșeală impardonabilă a fundașului de la, de la Forest, te aperi cu mâinile pe sus pe acolo. El se plângea că a fost lovit în față, adică după aceea stătea întins pe jos, a fost un moment comic ăsta la sfârșit. Per total, Newcastle merită victoria, A dominat la toate statisticile, la XC, la șuturi, la orice vreți, la cornere. Au fost peste cei de la Forest, care probabil își doreau acel și unic punct ar fi fost aur pentru ei, dar până la urmă uh -huh. n-au mai reușit de data asta. Spuneam eu din emisiunea de joi, că cred că ușor, ușor o să li se termine și lor norocul ăsta de pe teren propriu și nu o să mai scoată acele rezultate pe care le-au avut înainte. Pai se vede în imaginea asta cam cât fotbal au jucat și n-a fost mult nici de data asta. Legat de ce spui de statistici, sigur că și la nivel de statistică n-au fost echipa care să arate, eu știu, cifre mai bune decât în Newcastle în acest meci. A fost foarte clar posesia de partea celor de la Newcastle, peste 60%, însă șuturi pe poartă până la urmă s-au terminat 3-4. la 4. Adică n-au -au, -au tras, da. tras multe șuturi pe poartă cei de la Newcastle în acest meci. Inițiativa se vede. Se vede cine joacă, cum ar fi o echipă mai mare într-un astfel de meci. Cred că pentru Forest, ce este important, e că ei au nevoie în astfel de meciuri să le iasă. Ei stau bine în clasament astăzi pentru că le-a ieșit de câteva ori. E, Forest nu joacă mai prost decât în meciurile în care le-a ieșit. În schimb, nu mai au apărare. Ai văzut pe săracul Niaca tocmai a revenit, acum el a făcut penaltiu din final. Um, nu joacă mai prost, dar nu le mai iese. Asta e marea diferență pentru Forest. Și problema pentru Forest este că dacă nu le mai iese ei ar trebui să înceapă să joace mai bine. <laughs> și dacă nu o vor rezolva pe asta, nici adică deocamdată au picat între scaune. Nici nu joacă mai bine și nici nu mai au norocul de dinainte. Acum începe să fie groasă, pentru că le mai trebuie de undeva. Eu zic că le mai trebuie, cât să spunem, că în momentul ăsta ne-am uitat și pe clasament mai devreme, punctele pe care le au ei. Cu 20 și, iau 27 de meciuri jucate și au 26 de puncte. 26 de puncte, dacă mai fac 3 victorii, ajung la 35. 3 victorii și vreo 3-4 egaluri. Dar ei mai joacă numai 11 meciuri. Adică își lasă cam puține meciuri de pierdut din ceea ce mai au de jucat. Și senzația mea este că vor pierde mai multe. Asta înseamnă și că 3 victorii nu vor mai fi destul. Minimum 4 cred că le trebuie. Pentru că eu cred că vor pierde mai multe meciuri din cele care le-au mai rămas de jucat, cele 11 până la final. Așa că patru victorii ale lui Forest trebuie să vedem de unde o să vină. Da, și punctele pe care le-au scos ei în uh, etapele trecute, tot cu noroc au fost. Uh... Ne cea mai minte meciul cu Leeds, la fel. Cei de la Leeds au dominat, dar ei au câștigat prin acel șut extraordinar al lui uh, Brennan Johnson. Și aia a fost, dar tot așa, Leeds i-au dominat la toate capitolele. Cu Everton, la fel, tot Everton a fost echipa care a controlat jocul, cu toate că Everton nu e o echipă care să-i placă să țină mingea și să-și preseze adversarul. Deci ei nu, nici cu contracandidatele pentru retrogradare acolo n-au făcut meciuri wow, așa că nu mă aștept nici în viitor acum să schimbe ceva și să înceapă să câștige așa lejer la pas să, să domine ei vreun meci. O să încerce la fel, pe noroc și poate iese. Newcastle, în schimb, să vorbim despre această apariție a lui Isaac. Ăsta este foarte motivat să arate. Am văzut foarte clar din cum s-a manifestat după golurile marcate. Adică, cred că a fost borderline să ia galbene la fiecare dintre bucurile lui după gol. Dar s-a văzut foarte multă pasiune, dorința lui de a arăta că nu este un transfer ratat. Este în continuare cel mai mare transfer al actualei ere Newcastle, sosirea arabilor la conducerea clubului și a fost măcinat de accidentări până în momentul ăsta ca să joace ceva mai mult. Acolo Callum Wilson cred că își scoate ceva pe pușă voodoo pe margine să bage ace în Isaac în momentul ăsta dacă vrea să nu înceapă să fie clar omul favorit al lui Eddie Howe, și să se pregătească de fapt etapa următoare. Isaac probabil că face parte din grupul de jucători cărora mai trebuie să le aduci alți jucători în spate ca să treacă echipa la următorul nivel sau să încerce să lupte ceva și mai sus în sezonul viitor. L-au pierdut și pe Almiron și da, l-am văzut pe Murphy jucând acolo. Ma Murphy a contribuit într-adevăr la marcarea unui gol, da? Cred că ne-a fost foarte clar de-a lungul meciului că tocmai unul ca Murphy este genul de jucători care trebuie separați de, că de etapa viitoare a lui Newcastle. Am mai intrat și Richie pe final de meci. Am început să vedem nume care în mod clar nu vor face parte din etapa următoare a clubului Newcastle. Și în vară cred că vor căuta să se despartă de unii dintre cei care aparțin trecutului, aparțin unei alte ere în care Newcastle era mai speriată de ideea retrogradării decât de luptă pentru locuri europene. Da, la Newcastle începe ușor, ușor să se caște așa o diferență între jucătorii care au venit în perioada lui Eddie Howe și cei care erau acolo de dinainte. Se vede o diferență de calitate între ei. Isaac este un plus mare față de ce le oferea Wilson, mai ales în ultima perioadă acum a lui Wilson. Contribuie mai mult și la construcție, leagă jocul, am văzut că uh, caută să dea și pase decisive, adică nu este doar acolo un atacant de gura porții, încerc, încearcă să facă cât mai multe în teren și cum ai ieșit tu, nu are prea mult suport. L-am văzut și pe Sam Maximan care nu mai este doar o umbră față de ce știam noi din trecut, a și fost schimbat la pauză, că nu dă de absolut deloc randament. Și cred că, da, cum ai spus tu, au nevoie de alți jucători în vară acum și cred că o să găsească, mai sunt un Mason Mount, un Madison, jucători de calitate care încearcă să-și găsească alte cluburi, cred că o să-și creeze o echipă foarte bună, mai ales dacă a reușit să-și prindă acel loc de Champions League, un loc 4, le-ar fi și mai ușor să atragă jucători cu nume, jucători de valoare în echipa lor. Altfel, legat de lotul lui Newcastle, dacă e să trec în revistă, hai să vă spun câteva nume care cred eu că nu vor face parte în etapa viitoare a clubului uh, Inclusiv Dan Byrne, cred dintre titularii de acum Dacă mă uit pe foaia de start în momentul ăsta pentru Newcastle, de fapt hai să o ducem pe ecran Să ne uităm împreună cu cei care ne urmăresc, să vedem cum a arătat echipa asta Apropo, Nick Pope uh, a fost anunțat uh, retras de la echipa națională Uh, și merge Fraser Foster, bunicul nostru de la Tottenham, de frate. <laughs> îl duc pe ăla, pentru că ceva problemă a avut Nick Pope, ci că ar fi jucat accidentat și la meciul ăsta și că dorește să se recupereze la club decât să facă deplasarea În la echipa. Perioada interioada. asta se tot anunță jucători din ăștia. Am văzut și cu Charles la fel, Fabian Sher o accidentare acolo. <laughs> Cred că e o practică specifică cluburilor înainte de -ă, pauza internațională să mai anunțe niște accidentări ca să-i țină acolo aproape să pregătească meciurile următoare mai degrabă. Așa. Bine, zice și Fortinan Andifiti, celebra accidentare din perioada internațională. Am simțit ceva, a simțit ceva jucătorul, cred că da, devine penibil cât de ușor se caută scuze să nu mai trebuiască să mergi la echipa națională, mai ales în astea nesemnificative de preliminare. Înainte și... de cupa mondială nu era unul bun la sunt a, a dus și așa cu un al lui. Toți plus, erau sănătoși. Plus până. că puneau doliu dacă se întâmpla ceva. Aulio s-a accidentat, ratează cupa mondială, negru, direct, tot pe alb-negru, se punea tot zici că a trecut în neființă. Ok, hai să discutăm puțin care sunt jucătorii care credem că sunt out în etapa următoare a lui Newcastle. Pope rămâne, Trippier rămâne, Botman rămâne, clar. Sher, cu semnul întrebării, n-aș fi atât de convins că Sher face parte din etapa următoare, că dacă îi se găsește o pereche lui Botman, cred că devine și Sher destul de disponibilizabil, pentru că el nu e o, de o tinerețe de bordabilă, da? Acolo se va căuta unul care să aibă potențial pe termen lung cu Botman. Dan Burn. Va fi bun la dat zăpada din fața clubului, fraților, într-un an, doi, iarna, să-l aducem într-adevăr să ajute la lucrările din jurul stadionului. Dan Byrne e un copil de suflet al clubului Newcastle și-a întrăit visul cu ochii și cam atât, nu? Un fel de Filimon Jones al lor o să devină și de Byrne, probabil. E acolo să facă turul stadionului cu copiii, să le prezinte, zic că nu s-ar supăra exact. să-l țină în continuare așa la club. Willock, om de lot, adică jucător de lot, de rezervă, nu cred că va fi, nu va face parte din aia care să țină afișul următoarei etape a lui Newcastle. Longstaff va fi acest McTominay al lui Newcastle, probabil, numai trebuie să-i găsească un Bruno bun la mijloc, cel, de la Newcastle, și Longstaff probabil va deveni acest Matic, acest McTominay, acest, din ăștia, utility players, din ăștia, distrugători. Și sigur, la Longstaff, N-are sens să mai intrăm foarte mult în detalii lingvistice legate de nume. Stein Maximan este acest jucător de care trebuie să scapi, pentru că este capriciul pe care nu vrei să-l ți permiți. Adică nu ai nevoie de jucători care să oscileze, să fie acest, nu știu, rângen al fotbalului. Acum urcă, acum sare, pică, sare, nu ai nevoie de chestii de genul ăsta. Maximan este chestia aia, flerul ăla, mișto, aia, face un dribling, mișto, te mai, mai, mai bucură publicul. Dar pentru o echipă mare nu genul de jucători care într-adevăr să ofere siguranță și probabil este disponibilizabil și el. Mai apoi, Isaac este om de viitor, în mod clar, și bani mulți dați pe ei și tânăr. Murphy este pe lista de disponibilizare cu siguranță. Domnul Drum poate rămâne rezerva lui Nick Pope până ori găsi ăștia ceva mai tânăr, poate să pregătească la un moment dat și trecerea de la Nick Pope. Și de aici începe fraților Borhotu. Fiți atenți. Paul Damet, la revedere. La Sells, la revedere. Jamal Lewis, la revedere. Asta era la pe care au cerut ce de la Norwich la un moment dat că 30 de milioane lui Liverpool sau ceva de genul ăsta. I au zis nu și au dat ăștia vreo 15 sau ceva de genul ăsta. el și Max Arens erau Exact. viitorii copii minune al fărbalului britanic, dar nu prea s-a ales nimic de niciunul dintre ei. Exact. Foarte bine e pe chat 49 undefeated. Saint Maximani e într-o chiparea pură a jucătorului pe care străzile nu-l vor uita niciodată. Da? Un, un Ben Arfa al vremurilor actuale, să zicem, da? Cu mai puține probleme de caracter, poate. Adică nu este gata să, 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 să facă scandalul pe care îl făcea Ben Arfa la fiecare club, dar E pe acolo, adică în oscilare de formă e pe acolo, se maximal. Target, fraților, sigur că, da, mai degrabă un magazin de. Uh, cartier decât uh, ceva, de, ceva, de, fotbal. Manchio, la, nu cred că fanii Liverpool mai vine să creadă că Manchio e fotbalist de Premier League. Uh, Matt Ritchie, mă scuzați. Elliot Anderson este tânărul ăsta pe care probabil că îl vor mai împinge de la spate din cadrul clubului, dar îl văd genul de jucător pe care îl împrumuți prin Championship, îl mai lași câțiva ani și uiți de el după aia că e al tău. Și Callum Wilson, din păcate, când te duci la 30, se caută soluții și pentru tine, probabil. Deci, așa arată doar ce au avut acum pe foaie. Sigur că mai au jucători accidentați, mai au un almiron, mai ce vrei. Dar numai ca să înțelegem cât borhot este în lotul ăsta și așa, numai cu aia care au putut fi puși pe foaie la meciul ăsta. Newcastle va avea epurare de făcut în perioada următoare și cred că din vară vor începe. Da, totuși este ceva normal. Practic ei acum în sezon era o echipă care se luptau la retrogradare, iar acum au ajuns echipă care se bate la Champions League. n cum să scap de o echipă întreagă, în două ferese de transferuri. Dar până acum sunt de apreciat ce treabă au făcut, s-au mișcat bine, nu s-au aruncat la jucători cu nume care să le facă doar gaură în bugetul de transferuri, cum s-a mai întâmplat pe la Everton, de exemplu. Și au adus ce trebuie și planul este bun pe viitor din ce vedem noi la ei. Probabil o să continue tot așa, 2-3 jucători de calitate în fiecare fereastră și ușor, ușor, în 2-3 ani o să ajungă acolo la nivelul cel mai înalt. Încă nu sunt, mai au, mai au de lucru. Dacă e un lucru pentru care am lăudat <coughs> începutul acestei ere la Newcastle și, apropo, mereu separăm politicul de sport. Da? Noi discutăm, analizăm numai ce facă ea în sport. Exista riscul să fie ăștia noi fraiere ai fotbalului, da? Dacă veneau ăștia de nicăieri, pă, să-i păcălească agenții, să le, bagă, să le bage pe gât niște vedete expirate, niște jucători scumpi cu salarii mari, care de ce să nu vină la bani gârlă sau ceva. Pentru asta i-am lăudat. Ei n-au pus botul la așa ceva deocamdată. Deocamdată. Pentru că dacă ne trezim cu Newcastle la Champions League, să nu începem să auzim niște zvonuri din alea că i-au luat valul pe arabi, de ce să nu încercăm pentru Neymar, de ce să nu minun de genul ăsta, da? deci, deocamdată, merită lăudați pentru faptul că a părut cu cap ce construiesc. Adică au, a apărut într-adevăr că înțeleg ce ar însemna în fotbal să te arunci pe modelul Everton. Vreau repede jucători mari cu firmă, salarii mari, sume mari de transfer și venituri de unde? doar că umpli, măcar să are stadionul mai mare decât Everton, cam de două ori decât Everton aproape, da? Și într-adevăr îl umplu și îl vând la fiecare meci acasă. St. James's Park este o arenă de capacitate mare, 50 plus mii, da? Pe când Everton avea 30 de mii și se chinuiau pe acolo să poată să balanceze cumva veniturile, nici nu ieșau în Europa, ăștia măcar s-au apropiat de locuri europene. Așa că să vedem ce s-a întâmplat. Să vedem ce se va întâmpla cu Newcastle la vară, în funcție de unde termină sezonul. Dar să ascultăm și declarațiile după acest meci între Nottingham Forest și Newcastle, ce ne-a spus Eddie Howe și Steve Cooper după meci. Well, I thought we had a spell probably 10 15 minutes where we lost control in that first half. Apart from that, I thought we were the the dominant team. I didn't deserve to go behind. We hit the bar and would work. Uh, I think three to- uh, two three times in the first half, and uh, yeah, just delighted to win. it's a massive three points. everyone will talk about the penalty and the, and the handball and the decision around that but um, but there was equally poor decisions in the first goal as well, and like I said, the timing of it forty six was it minutes and ninety odd minutes you know to to do what we did, you know we can only blame ourselves. <laughs> Și 45 plus 2 și 90 plus 3 sunt tot ale dumneavoastră, să știți. Sunt tot minute din meciul dumneavoastră. Da, bineînțeles, eu nu cred că are vreun motiv să se plângă acum. Adică dacă urmărim, mai puși tu imaginea mai devreme, cu tot parcursul meciului, nu au oferit mai mult de atât. Să fie fericiți că au pierdut la un singur gol diferență și n-au luat mai multe, practic, cei de la Forest. Cu un XG de 0-37, la ce te aștepți? Vrei să câștigi meciul acum? Au reușit-o cu Leeds, da. Nu ți iese mereu treaba asta. Asta este. Fraților, am discutat și despre perspectivele lui Newcastle cu cea un lot. Sigur că am vorbit de câteva accidentări. din nou, acele accidentări de pauză internațională. N-aș crede că Almiron să intre în categoria aia, pentru că el discutau de vreo 3 săptămâni de absență și cred că l-ar fi folosit la meciul ăsta, n-ar fi jucat cu Murphy dacă era disponibil. antrenament o fi intrat sein maximal la el sau ceva de genul la sel că la sunt adevăr nu are control um, așa că Almiron deocamdată e pătușă accidentat, nu merge nici la Naționala Paraguayului, vestea a venit tocmai de la selecționezul Paraguayului așa că să vedem ce se va întâmpla pe când revenim din pauză Pachetul de sâmbătă a început la ora 17, am avut primele meciuri și o luăm în ordine alfabetică a gazdelor, după cum vedem. Aston Villa Bournemouth, 3 la 0. Scorul este puțin mai categoric față de desfășurare pentru că cel puțin la nivel de scor în ultimele 10 minute am trecut de la 1-0 spre ceva mai clar. Altfel, Villa oricum față de Bournemouth a părut echipa care la calitate poate să prezinte ceva superior și Bormat, o echipă care nu, nu reușește să se descurce, apare, alternează multe momente de amatorism defensiv, adică multe momente de naivitate defensivă, care sunt ușor exploatate de niște jucători de calitate a adversarilor. Cu asta se pedepsește cel mai mult Bormat. Pentru că atunci când gafează, în fața lor sunt niște oameni care sunt gata să-i pedepsească. Și a fost cazul și aici, au venit niște oameni care n-au ratat, Vila a făcut 3 0 într-un final cu Bormat. Da, exact ce spui tu, partea asta de defensivă. Cei de la Vila au avut un XG de 3-20, dar nu au avut atât de multe șanse, dar au avut șanse de acolo, din fața porții, din golul 3, l-au dat aproape pe linia porții, golul lui Douglas mea. Lewis, la fel, de la 7 metri cu toată poarta în față. că adică le-au lăsat niște șanse uriașe celor de la Vila și nu aveau practic cum să rateze golurile. Și, în rest, au avut câteva momente și cei de la Burnout. Aș putea spune de acea lovitură liberă a lui Billing pe care a scos-o Martinez extraordinar. Și au mai fost câteva atacuri, dar nimic care să dureze prea mult ca să creeze o presiune pentru cei de la vila în apărarea lor. Am spus și joi, cei de la vila au obiceiul să mai primească goluri, dar trebuie să pui și un pic de presiune pe ei, nu doar așa sporadic. Până la urmă, eu zic că rezultatul este cel scontat. Au meritat cei de la vila să câștige și cam asta a fost. <coughs> uh, Meciul se vede foarte clar că nu oferă multe momente a lui Bournemouth. Ce drept drept despre Billing, l-am văzut la un moment dat pierzând o minge, bă, o renunțase la ea de tot. Știi cum i-au luat-o pe undeva pe la mijlocul terenului? Când ăla i-a suflat mingea, Billing s-a întors... Dar cu de genul ăla, cum e longilin, așa știi, le este cel mai prost un astfel de moment când renunță la a juca, pentru că îl vezi cât de mare e și cum s-a dat bătut, știi? S-a întors, l-a văzut pe ăla că i-a luat mingea și că se duce spre poarta lui, s-a întors cu atunci de genul, mai dă și în măsa pe ăsta, du-te bă dacă vrei să te duci. Deci, Belling cumva suplimentează la apariții ofensive, dar Bournemouth are multe astfel de momente care nu sunt ale unor echipe de Premier League, seamănă în multe momente cu echipe de championship și, sau de ligi inferioare și adevăr că și pe bancă se prezintă cu un om care deocamdată nu credea la începutul sezonului că poate să fie un antrenor de Premier League. Gary O'Neill duce echipa asta așa cum poate, ar fi o reală minune ca Bormat cu investițiile pe care le-au făcut, cu schimbare de patronaj în cursul acestui sezon care a lăsat echipa cam a, ah, hai să vedem ce am putea face în ianuarie. Uh, N-au investit foarte mult la început de sezon. Au Totuși au dat Bormat concedindu-l pe Scott Parker, i-au dat ocazia lui Fece Bruj să concedieze și ei uh, la rândul lor uh, un Scott Parker. Dacă nu-i dădea, nu, dă de af nu dă de afară Bormat, nu a nici în Champions League, nici ce de la Bruges nu ne putea oferi vreodată acel tweet un memorabil. Langer. <laughs> Huf, scoci la da, ce era asta, așa. Um, Scott Parker, la revedere. Așa că pentru acel moment al lui putem să-i mulțumim că n-am fi avut acel, acea postare istorică din partea lui Cru Bruhe. Da? Așa că asta un la cel puțin deocamdată, din ce văd eu, una Emery is cooking. Adică Emery încearcă să vadă la vară ce trebuie făcut în echipă, cu cine trebuie să lucreze, pe cine mai poate ține, de cine e mulțumit, de cine nu e mulțumit și cred că în vară cred că va începe să-i mintă. Deocamdată cred că e un fel de cum se spun Alexandru Lăpușneanu, al vestiarului lui Aston Villa să fie aceste meri. el în parte dreptatea, da pe acolo cu fi. Deocamdată cred că e băiatul ăla rău, e generalul de armată, da. Dar la vară cred că va începe să-i mintă, adică pe oia care sunt importanții va trage de partea lui, pe aia la alții va începe să-i îmbrobodească cu tot felul de povești, se va căuta ceva ofertă. Cred că la ăla putem renunța, dar lui nu-i spune decât în momentul în care într-adevăr vine oferta. că adică la vară va fi un moment interesant la vila. Vila trebuie să aibă atenție, pentru că norocul lor este că l-au vândut pe Grilish și au băgat în contabilitate 100 de milioane. Dar vila are niște salarii destul de importante în lot, și Vila trebuie să aibă mare grijă să nu intre în scenariul Everton, să nu se pună în situația în care continuă să investească și nu vin rezultatele. Vila trebuie la un moment dat să se apropie de niște locuri europene, să mai aibă niște uh, conducte de finanțare ceva mai importante în anul viitor, peste 2 ani. Altfel, vor trebui să limiteze investițiile, deși au patroni miliardari. Vila are mari ambiții dar trebuie să poată să aducă și niște finanțări suplimentare. Stadion nou nu este în plan, Villa Park deocamdată e casa lor cu audiență limitată, prea vedem de unde vor veni niște sume mai mari pentru asta Aston Villa, câtă vreme ei se obișnuie să fie în a doua parte a clasamentului, nu? încă n-au început să dea saltul spre prima parte. Da, cei de la vila sunt o echipă cu pretenții europene, dar au și cheltuit la nivelul ăsta, dar nu prea au livrat ceea ce vor patronii acolo. Și cam în fiecare fereastră au încercat să aducă jucători scumpi, l au avut și pe Cutiniu, ține minte, anul trecut, care la fel a fost un flop, nu, nu le-a oferit nimic. Și înainte de la oventa, cei jucători, Ings, Buendia și Bailey, atunci n am înțeles că au spus că vor să-l acopere pe mm. -hmm. grile și aduncând alți trei jucători, dar nu poți să-i joci pe toți trei odată ca să la nu, adică nu la aceeași o... minge. Nu, la aceeași minge. <laughs> Cel puțin când lovești mingea, nu vor putea toți trei să o lovească deodată. Că despre unul se zicea că pastează, celălalt finalizează. Vă frate, <laughs> dar nu o să lovească <laughs> împreună. <înainte. laughs> Deci nu era nimic atât de spectaculos, dar au, au împachetat-o bine. Adică atunci a fost un concept destul de mișto pe care l-au prezentat. Părea ok, problema este că niciunul dintre ăștia n-au ajuns să tragă echipa după ei. Nici Inks, care între timp a și plecat, nici Bailey și nici Buendia. Dintre ăștia trei, nici măcar ce, nu știu să zic, îl punem pe Buendia cam cel mai de potențial, da, mi se pare că toți trei sunt pe acolo, de genul am sperat, dar cred că mai bine ne uităm în altă parte. Da, cred că cam asta e maximul pe care putem să-l așteptăm de la ei. Da, nu știu dacă poate, pot acești jucători să-i treacă la următorul nivel, practic, să treacă de acel loc 10-11, de acolo de la jumătate, să ducă spre locurile de 6-7, ca să aibă speranțe la mai mult. Va fi, va fi complicat pentru Emery în sezonul viitor să prind acel loc european, nu va fi singurul care o să tragă pentru asta. Cred că știi de la Brentford își propun acum mai mult, Brighton este deja acolo, este Newcastle, sunt celelalte din top 6 toate, adică o să fie complicat pentru ei să scoată capul mai sus decât o fac acum. Să vedem declarațiile de după meci. Ce ne-a spus O'Neill, ce ne-a spus Emery după ce Vila bate cu 3 la 0 pe Bormann. Um, we didn't we didn't start well enough. Give give Villa a head start. Um, and then we're right in the game at one 0 Create, yeah, good opportunities. The three 0 scoreline obviously flatters them, It, it wasn't a three nil football match, but yeah, we lose. We're disappointed, and the, the next eleven will be big. Today maybe is the best match in in uh, 90 minutes we played here. Uh, control of the game with the ball as well. We conceded some chances of them, but uh, I think. Is normal, of course, because they were in good moment as well. But uh, I am today very happy and I want to share it with the players, of course, and with the our supporters here. Așadar, da, spunea Gary O'Neill că într-adevăr au, au avut răspuns după ce au luat golul de 1-0 s-a supărat că au luat golul repede. Păi da, asta e o echipă care nu reușește să rezistă presiunii. Și după aia spune că au avut momente bune, n au făcut nimic cu ele, până prin minutul 25 spre 30 a fost răspunsul lui Bormat. Da? Mai trebuie să jucați și după aia, adică după aia iar prea vila inițiativa. Uh, și da, în final cred că scorul, chiar dacă tu spui că nu este un meci de 3-0, este un meci pe care poți să-l pierzi cu 3-0, un astfel de meci, pentru că Bormat arată prea multe naivități și chiar dacă ești pedepsit pe final, Încep să obișnuiești echipele că oricum tu tot cedezi până la urmă. Și aici ai mai cedat de două ori pe final. Da, pe, spun că n a fost vorba de foarte mult de cantitatea de faze pe care le-au creat cei de la Vila, ci a fost canti -ă, calitatea. Că au fost în fața porții cu poarta goală, practic, în fața lor atacanții, și de asta au marcat atât de, de ușor, mai ales pe final acolo. Și Remții și Boendia, de la un corner de via de minx la fel din fața portalului, niște greșeli de marcaj. Golul lui, la fel am spus, că din șapte metri de acolo nu prea poți să ratezi din poziția aia. Asta a fost problema celor de la Mărâma. Au momentele astea de cădere și primesc gol. La nivelul ăsta nu prea te iartă nimeni. Da, asta a fost un 3-0 fără mare istoric pentru ei, o șansă pierdută pentru Bournemouth, ei au nevoie să scoată și ei de undeva vreo 3-4 victorii până la final, să se poată lupta cu succes la evitarea retrogradării să vedem de unde le vor veni. Ei sunt în aceeași situație cu Nottingham Forest. Trebuie să vadă undeva câteva meciuri în program pe care urmează să le câștige. Să vedem pe care le vor ochi și la care din ele vor reuși. Însă în pachetul următor sunt alte echipe care au stări de spirit diferite. Brentford cu Leicester. S-a terminat un 1-1 și Brentford este echipa atât de relaxată deja pe final de sezon, o echipă care va juca oarecum de plăcere, va juca pentru a pregăti sezonul următor, pentru a testa jucători, pentru a vedea cum își organizează prioritățile în sezonul ce vine. Thomas Frank e un antrenor relaxat, în vreme ce Rogers a făcut 1-1, da? Eu cred că ăsta era meci pe care trebuia să-l pună în calendar, că ar trebui să-l câștigăm. Eu cred că Rogers a uitat că programul lor nu este foarte greu până la final de sezon, și eu s-o gândi că scoate victorii de care are nevoie și din alte meciuri. Aici e bun și un egal. Dar poate că ăsta e genul de meci pe care ar trebui să-l câștige ca să înceapă să nu fie atât de aproape de linia aia a retrogradării. E unul la unul până la urmă. Dacă e ceva să se felicite la asta, este că au fost conduși și au reușit să revină măcar, să nu cumva să piardă meciul ăsta. Da, da. Cei de la Brentford au marcat în urma unei faze fixe. A fost o greșeală acolo, zic eu, a celor de la Leicester la cum s-au apărat la faza aceeași, faza a doua, practic, au marcat cei de la Brentford. Iar Leicester, printr-o faza a lui Madison, acolo, un moment al lui de sclipire, acea pasă pentru Barnes hmm. și s-a făcut unul la 1. -1. Dar eu mă așteptam la mai mult din, din meciul ăsta, un meci mai spectaculos îl vedeam. Eu să se atace mai mult de ambele părți, dar nu prea a fost așa au avut doar două șuturi pe poartă cei de la Brentford și un șut Leicester, golul și atât. În rest nu s-a întâmplat mare lucru. Mă așteptam din partea lui Leicester să vină să atace, să pună presiune pe, pe cei de la Brentford. Ei având nevoie de puncte în special. Da. Hai, <coughs> acum ce vedem în imagine este clar că fotbalul s-a cam evaporat undeva pe partea a doua a meciului și Leicester mi se pare că oricum oferă prea puțin fotbal pentru o echipă care vrea să arate că nu are de ce să aibă emoții în Premier League. Brentford e o echipă la al doilea sezon de Premier League. Leicester este o echipă care totuși în ultimii 10 ani este campioană în Premier League. A participat prin sezoane europene, are un antrenor foarte bine plătit, salarii foarte importante la Leicester și fotbalul pe care îl joacă este cel pe care îl vedem aici în imagine. Adevărul e că disciplina a dispărut. Adică cartonașe roșii, autogoluri pentru oamenii din apărare portarul, situația portarului. Este asta a fost meciul în care s-a hotărât Rogers să scoată portarul Danny Ward, pe care el l-a apărat în debutul sezonului. Bă, noi toți îl ceream pe Ward să fie scos din poartă când a început sezonul. Al dracului l-a ținut, bă, atunci, când îi spunea toată lumea că e varză, bă. După ce a început ăla să mai și scoată câteva mingi ce merg pe poartă, acum l-a scos fără să bănuim că s-ar întâmpla o chestie de genul ăsta. Nu știu cum l-a văzut acum mai prost, decât îl văzuse în prima parte a sezonului când era dezastru, nu prost, dezastru, catastrofă. Deci acum l-a băgat pe Iverson, abia aștept să povestim cu Andy despre acest episod dintre Ward și Iverson, că vezi, doamne, a apărat copilul ăsta prin cupă și de ce să nu primească șanse și în campionat, că am vorbit cu Ward, a zis Rogers și am explicat și am înțeles situația. Acum l-a folosit în cupă, ce drept, Um, probabil că o să-l folosească mai departe prin cupă pe uh, Word sau pe unde mai apuca să-l bage uh, Echipa a doua, ce-o fi, nu știu Deocamdată Iverson se pare că rămâne în poartă da, e o situație foarte ciudată acolo la Leicester. De fapt, a fost de la startul sezonului, de când a început acea ceartă cu a lui Rogers cu Schmeichel prima oară, care era și capitanul echipei de acolo. Cred că a pornit totul și a mers în, felul ăsta până, până acum, practic. Ei încă se bat la retrogradare o echipă care au jucători de valoare, nu se compară cu cele din, de acolo, de jos, din jurul lor. Și cred că marea problemă la ei rămâne Rogers la Leicester, ar trebui cei din conducere să facă ceva, dar că nu fac nimic, cred că le convine și lor până la urmă, nu știu, să meargă așa pe, pe burtă, practic, până la finalul sezonului. Da. Cei de la Leicester au un program bun în continuare și de asta cred că sunt safe până la urmă. Probabil o să adune câteva victorii doar prin calitatea jucătorilor pe care iau acolo în atac și cam asta e, cam asta o să-i salveze. Au mari probleme în apărare, cum zici și tu, cu fundașii pe care iau, se întâmplă lucruri ciudate în apărarea rol mai în toate meciurile. Cred că sezonul viitor, dacă nu se schimbă ceva, o să fie chiar mai rău decât acum. Se schimbă multe, cred pe sezonul viitor. Cred că și Madison e de vânzare în vara asta. Sigur, o să plece. Adică Tileman e nevoie să pună... Pun... Tileman spunea că liber de contract, dar pentru ei e nevoie să pună niște bani în contabilitate. Știm că erau la limită cu fair play-ul financiar și așa, Așa că vor trebui să înceapă să vândă ceva din ce probabil n-ar fi ales să vândă. Vor trebui să dea drumul în vara asta. Madison va fi o țintă importantă pentru multe cluburi din Premier League și un jucător foarte interesant. Să vedem unde va ajunge. Cred că știm că a insistat Newcastle pentru el. Să vedem dacă vor mai veni alții. Mie mi-ar place să insiste Tottenham pentru el, dar cu un antrenor care știe să joace un număr 10, nu să-l joace pe Emerson Royal număr 10 sau ceva de genul ăsta. Așa că Deocamdată o să vedem. Vara asta se anunță foarte interesantă la Leicester și eu aș zice că Rogers nu este omul care să pornească reconstrucția. Probabil că trebuie să vină un alt om care să o ia de la capăt. Rogers ce să facă? Sunt prea multe legături acolo cu vestiarul ăla și prea multe lucruri care nu sunt în regulă ca să o iei de la capăt tocmai cu Brandon Rogers. O să vedem. Dar deocamdată au nevoie să-și mențină statutul de club de Premier League și mai apoi să încerce alte modificări în interior. Să vedem ce ne-au spus la final Brandon Rogers și Thomas Frank. I felt that we started the game well, and I felt that first half we were... We were on top um, and got, I think, a well-deserved lead. Um, uh, second half, unfortunately, they, uh, they showed that moment of quality that got them the, the equalizer. Barnsley's a goal scorer. You know, you get wingers, other wingers that are maybe more 1v1 guys, and, and Barnsley can do that, of course, but his main attribute is his, his goal scoring, and he's really picked that up over the last few seasons. So, uh, great finish, great composure, and uh, yeah, wonderful goal. I had to defend a lot of set pieces, which the, the guy's done great. Unfortunate with a goal, a couple of deflections, and it's, it's gone in. But our response was very good. I thought we'd we had moments where we played really well in the game. On the day, I think we've been, or oh, we are, in a very good position and we were in a very good place. But on the day, the final bit on the offensive part of the pitch, we, we couldn't produce. We Adică stăm foarte bine, s-ar putea să se audă ritmuri de reggae pe la Brentford și jucătorii să înceapă să se relaxeze puțin acum că avem deja 40 de puncte. A... Nu putem și noi să începem să ne mai relaxăm puțin, că ne rupem picioarele pe aici, sartim, nu, no, nu, no, nu, no, nimic, puncte. Eu la Brentford sunt convins că li se explică foarte clar jucătorilor ce înseamnă un loc nouă sau un loc 14-15, chiar dacă nu retrogradezi. Adică în bani, ce înseamnă asta. Adică Băieții acolo vor fi foarte atenți să nu cumva să o lase uh, moale pe final de sezon, că sunt bani la bătaie. Da, nu cred că o să se întâmple astea cu Brentford, adică la modul cum am mai văzut noi echipe în trecut care pierdeau pe linie în ultimele etape, fiind siguri de locul în Premier League, dar probabil o să mai aibă meciuri din astea, cum a fost și asta cu Leicester, în care poate te-ai aștepta la mai mult din partea lor și nu o să livreze chiar, chiar la nivelul scontat dar felicitări până la urmă pentru sezonul ăsta a celor de la Brentford care și au depășit clar condiția. Știm din experiența trecută că sezonul al doilea pentru echipele nou promovate este unul mai greu, iar ei n-au arătat deloc asta și s-au descurcat foarte bine. Zic că pentru ei urmează sezoane bune în continuare în Premier League și vedem acolo anumiți jucători care poate la prima vedere nu au nume așa care să iasă în evidență, dar vedem că își fac treaba, își fac treaba foarte bine cei de la Brentford. E, și acum să trecem la adevăratul punct de rezistență al acestei emisiuni. <laughs> Southampton Tottenham 3 la 3. Este, sigur, episodul care ne-a adus nouă și titlul acestei emisiuni, finalul acestui meci, care a adus un 3 la 3 între echipe. Uh, S-au întâmplat multe lucruri care nu trebuiau să se întâmple, și nu știu dacă nu cumva s-au spus mai multe lucruri decât trebuiau să se spună la finalul meciului. Dar o să le analizăm pe toate. Noi suntem obișnuiți să discutăm întâi de fotbal și mai apoi o să vorbim despre declarații și alte episoade. Dar, bineînțeles, știți deja că titlul acestei emisiuni este Antonio, vrei să fii dat afară și vine de la atitudinea lui din timpul meciului, de la mișcările din timpul meciului, dar mai ales din ceea ce a declarat după meci. Și o să trecem în revistă cronologic, așa, povestea asta. Pornind, sigur, de la desfășurare. Ce s-a întâmplat în meciul ăsta? Southampton Tottenham, o echipă de pe ultimul loc. Uitați-vă în ultima săptămână cum v-am avertizat cu repetiție legat de, azi, de acest meci. Pe mine nu mă surprinde faptul că ne-am încurcat la Southampton. Eu eram pregătit să ne încurcăm la Southampton. Pe mine mă surprinde că ne-am încurcat după ce conduceam cu 3-1 în minutul 75. Aia este singura parte surprinzătoare. Eu vedeam mai degrabă un 0-0, un 1-1 din ăla chinuit, World Prowse, gol din lovitură liberă și asta este, ne-am chinuit, că nu vom reuși să-i desfacem, că ne vom târâi pe acolo, pe la meci. Nu, no, n-a fost chiar așa. A fost un meci în care s-a dat, fraților, s-a băgat material, s-au dat și goluri, dar după ce am reușit să marcăm în finalul primei reprize și tot am n-a arătat rău în prima repriză. A fost chiar o echipă care a arătat și inițiativă, ok, dar nu merge, calitativ nu este o echipă care joacă ceva senzațional dar în finalul primei reprize, printr-o pasă a lui Son, Poro a reușit să trimite un șut sub bară mișto. Aia e golul cu sete dat de Poro sub bară mișto. Bravo lui! Gol chiar înainte de pauză și am zis, ia uite, băieții au reușit să-și facă pauza mai ușoară, nu-i omoară Conte la vestiar, dar după cum au ieșit pe teren și au luat gol în primul minut, vă frate, ce, ce am învățat din ce am povestit la Vestiar? Ne-am relaxat, că am dat gol înainte de pauză, ne-am dus la Vestiar și am ieșit de acolo să luăm gol în primul minut de după. În orice caz, uh, 1-1 a fost foarte repede după ce am revenit de la Vestiar. E, și apoi a început să băltească meciul ăsta. Adică ăla a fost momentul în care fi, ăsta este meciul pe care îl așteptam. Momentul ăla de la 1-1, la 1, ce s-a întâmplat mai departe a fost Now this is Antonios Conte... Antonio Conte Tottenham, ăsta este fraților. nu m-am uitat, bă, patinam în gol, măcinam degeaba, am avut nevoie de o centrare bună a lui Kulusevski și de un cap al lui Kane. Probabil, el poate să marcheze din astfel de execuții și bine bă că avem un Harry Kane și reușim să facem 2 la 1. Hai că poate scăpăm așa chinuit, hârșit din meciul ăsta. Mai apoi mai vine un carambol, o minge bâlbâită de Southampton în careu, Perisic intrat de pe margine, din postură de rezervă, o pleznește și el din careu și face 3 la 1. Minutul 75, 3 la 1, fair enough, s-a terminat fraților, ce se mai poate întâmpla? Semnele apocalipsei vin când îți dă gol Theo Walcott, despre care știți foarte bine cum am vorbit despre el ca un jucător ce doar fiscal, scriptic, mai este în fotbal, dar nu cred că și mai justifică cu altceva prezența. E, în meciul ăsta el a ținut să fie un fost jucător al lui Arsenal, nu neapărat un jucător al lui Southampton. El așa a jucat ca un fost jucător al lui Arsenal în meciul ăsta, ținând minte de câte ori a înjurat el, Fanny Tottenham, de câte ori l-au înjurat pe el, Fanny Tottenham. A avut toate motivele să încerce să mai joace un ultim meci, să facă meciul lui de retragere, probabil, o Walcott, în meciul ăsta. Și da, ne-a dat gol și semnele erau că sfârșitul lumii se apropie. Și partea de nejustificată în acest meci se întâmplă de acolo. Din minutul 75, după ce dai golul ăla cu Perisici, n-ai voie ca finalul meciului să fie așa cum îl vedem noi în imaginea asta, ultimele 15 minute. Și tot am ajutat execrabil finalul ăla de meci. Ca o echipă ce uitase că este cu obiectiv de Champions League și că joacă cu echipa ce e pe ultimul loc în clasament. Să te înghesuie ea, să te călărească așa. Efectiv, am început să fim apărările alea groaznice. Zici că eram România în fața adversarilor puternici. Ce Dumnezeu de înnecați am fost în ultimele 15 minute să ne poată înghesui Southampton, echipa de pe ultimul loc. Așa că, um, de aici finalul de meci putea să aducă orice. Și a mai avut nevoie să mai apere și Forster în meciul ăsta. Adică finalul ăla a mai fost și cu parada lui Forster ca să putem să... -l... The fuck is going on? Cum am ajuns în situația asta să fim atât de înghesuiți de Southampton? Finalul, cu penaltiu făcut de sar, a un copil nevinovat care probabil că va duce greu momentul ăla, a fost sau nu penaltiu discutabil, adică e o imprudență, e o neglijență a lui, pentru că mingea nu o lovește. El dă în adversar. Singura discuție e dacă ar trebui să dea talpă pentru, advers, pentru Maitland Niles, pentru intrarea cum îi suflă mingea lui Sar, dacă nu este cumva intrare periculoasă a lui Maitland Niles. Dar mă știți foarte bine că pe mine nu o să mă auziți să mă leg în minutul 90 de un penalty. Știți foarte bine că primul lucru pe care o să-l auziți de la mine o să fie: Dar de ce dracu am ajuns noi în situație? De ce am ajuns să dăm o decizie arbitrului prin care să ne aruncăm în aer o victorie ca și rezolvată într-un astfel de meci. Deci nu mai contează atât de mult. Asta este o parte cu care rezonez și la ce spune Conte. Vorbim de penalti, lăsați-mă cu, lăsați -mă cu penaltiul, da? Tot -am, a avut toate argumentele să câștige meciul ăsta și dacă facem un astfel de penalti și e o decizie 50-50 și din partea mea să fie și 40-60, să fi fost mai degrabă să nu fie decât să fie bă, te-ai pus în situația da? Bravo ție, uite, uite că ai reușit să faci un penalti în minute de prelungire și uite că termin 3-3 meciul. Nu, no, nu, no, no. nu, nu, sunt scuze din astea să găsești, să încerci să-ți explici ce căutam acolo naufragiați în propriul careu înghesuiți de Southampton pe final. Așa că 3 la 3 a declanșat, a fost exact ce a pus flacăra pe fitilul de a pe care scria la capăt explozia Antonio Conte. Și explozia a venit după meci. O să discutăm cum a analizat el acest final de meci, dar Tottenham a pierdut meciul ăsta cu acele ultime 15 minute. Să nu poți să gestionezi un 3-1 pe terenul ultimei clasate din campionat. Da, un meci surprinzător de echilibrat, așa dacă te uiți la prima vedere pe statistici, sunt acolo, la posesie, la XG, cei de la Southampton, cred că au avut mai multe șuturi pe poartă decât uh, Tottenham. Dar e ciudat, că înainte, știu că mai spuneai tu, că Tottenham nu juca în prima repriză și își revenea între a doua, practic, și de acolo începea. Acum a fost exact pe dos, s-au jucat uh, prima parte a meciului bine, iar pe final a fost o cădere inexplicabilă, din punctul meu de vedere. Îl vedeam pe King cum se apăra la 40 de metri de poarta lui, adică și contra lui Southampton, adică nu se apăra contra lui Manchester City. A fost foarte, foarte, ciudat de privit acel final, mai ales, cum spui tu, era 3 la 1, nu te mai așteptai să se întâmple mare lucru până la final. Da, e, se vede clar că sunt probleme acolo la, la am probleme din spate, adică între conducerea, antrenor, probabil între antrenori și jucători, e, e foarte complicat situația, complicată situația. Nu știu de câte ori va trebui să arăt momentul în care eu am declarat acest sezon nul, sau momentul în care am decuplat de la ideea de Antonio Conte și Tottenham. Um, dar cred că sunt destul de multe zile de, de când anunțasem că s-a terminat. Așa, sunt din 9 martie. Astăzi suntem în 19. Deci, acum 10 zile v-am spus, nu mai e o discuție despre. Antonio Conte la Tottenham. Este doar când, nu dacă, se desparte Tottenham de Antonio Conte. Asta era tweet meu pe care îl găsiți. Liste se fac, se pregătesc pentru succesorul lui Antonio Conte. Nu e dacă, ci doar când. Și după eliminarea asta, era vorba de eliminarea cu AC Milan, a vorbit cu italienii spunând că probabil e o variantă să nu mai fie ținut până la final de sezon. Acum, din păcate pentru Antonio Conte, Daniel Levy, adică hai să înțelegem din ce cauză ar fi și benefic pentru Antonio Conte să fie demis. Și ar primi banii și n-ar mai trebui să muncească. că nu sună atât de rău. Să-ți iei banii și să nu mai muncești și să-ți vezi de treaba ta de drumul tău. Acum, pentru tot, am probabil calculul lui Daniel Levy este bă, dar oare cu cine aș pune eu pe bancă? Aș avea mai mari șanse la top 4 sau mai mici șanse la top 4? Și este motivul pentru care Câtă vreme top 4 încă nu este periclitat, nu este imediat în stare de pericol sau aruncat în aer, nu face vreo mișcare. Părerea mea este că pe când ar fi în pericol top 4, orice mișcare va fi prea târzie. Deci, mi se pare că dacă vom ajunge în situația aia, vom și pierde cu succes, fără mari probleme, top 4. Dar, pornind, așa apropo, tu ai zis de șuturi pe poartă, nu câteva șuturi pe poartă în plus pentru Southampton. 7 la 3 șuturi pe poartă pentru Southampton. Deci, dat ca lumea, canonadă la poarta lui Fraser Forster. Așa că să vedem, să vedem ce se va întâmpla. Dar, acum e momentul să dăm cuvântul gazdelor, să-i ascultăm pe WordPress, pe domnul Seleși, care se vor bucura că au reușit să revină în ultimul minut, în minute de prelungire. Și mai apoi vom trece, să nu cumva să sărim cu uh, discuția echipa gazdă. Se se ascultăm și pe ele, dăm cuvântul, după care vom trece, bineînțeles, la spectacolul Antonio Conte. I think it felt like a win at the end I think you could feel it in the stadium, everybody Um, appreciated our efforts and our, and our work, and as long as we do that, that's, that, that's got to be a given from now until the end of the season. Obviously, playing against Fraser, uh, my best mate, good friend, played with him for many years, and um, yeah, he was my next door neighbour for a while. So, playing around with my son in the garden, he knows uh, the penalties and, and you know, mucking about. So, did you have a chat with Fraser before that penalty was taken? Were you exchanging a couple of words? No, 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 I tried not to look at him because I knew I'd laugh. The crowd helped us for those. Uh The last 15 minutes to be there and then we when once we score the second one then we have all the energy of the wall and then all the momentum we scored the 3-3 and then yeah I think it's a little bit more than a point for us it's a magnificent performance and I will I will stay with that and I will prepare the next weeks based on today Nu Pentru Southampton s-a simțit ca o victorie. Să revide la 3 la 1, exact asta au spus și ei și logic să simt așa. Da, mai ales uh, jucau contra unei echipe din top 4, adică nu cred că s așteptau să obținem nici măcar un punct probabil în meciul ăsta. Știm că și cei de la Spurs au nevoie mare de puncte. Newcastle și Liverpool sunt acolo în coasta lor. Sigur nu și au propus uh, aici să adune puncte ca să scape de retrogradare. Dar prestația celor de la Tottenham, mai ales pe final acolo, le-a oferit această șansă și au profitat de ea. Și e foarte Mișto declarația lui Ward acolo cu Forster, se știu de mult că da, au fost colegi vecin. La, la Southampton. Da, da, Vecini, stăteau da. unul lângă celălalt, adică puteau să se vadă peste gardul unul pe celălalt, sigur. Chiar mă uitam la penalti să văd dacă el are mai multe ratate, cred că avea trei ratate și trei marcate până acum și am fost curios să văd cum a executat, a dat tare sus acum, nu s-a mai, da, mai jucat. Da. Da. A dat în ea cât a putut. <coughs> uh, și acum, să începem spectacolul declarațiilor lui Antonio Conte. Uh, la fel de important este să înțelegeți cum a vorbit Conte televiziunilor și mai apoi cum a vorbit când s-a dus în conferința de presă. Am făcut și efortul ăsta să vă găsesc un interviu dat televiziunilor după meci ca să înțelegeți escaladarea acestui discurs. Are câteva idei pe care le preia și în ceea ce vorbește mai așezat televiziunilor după meci, dar bineînțeles că mai apoi o ia razna în conferința de presă de după meci. Să încercăm să vedem cu ce idei pornea el imediat când se ducea spre camerele de luat vederi, dar discutând cu televiziunile și mai apoi o să trecem în revistă conferința de presă. Așadar, peste momentul ăsta nu intervenim, vă lăsăm să ascultați ce spunea el după meci în interviu dat televiziunilor. Antonio, you are still wondering how your team didn't win that game? Yeah, yeah. Uh, I'm, I'm really upset uh, because this is not the first time, and um, I think uh, today I can tell you that this is uh, unacceptable because uh, you are winning 3 1 and uh, in know um, Fifty minutes to go, and I think uh, that uh, you have to you have to win, you have to win. Instead, uh, we showed uh, another time our stability, because um, I think that uh, instead of to to improve compared to last season, uh, we lost we lost the characteristic of last season because last season, uh, uh, yeah, and. Uh, Zgradili smo nekaj pomembnega, vendar ne želim govoriti o taktičnem vidiku, o tehničnem vidiku, o duhu, o ekipi. Zdaj, v tem trenutku, mislim, da nismo ekipa in da smo končali, da zmagate s tremi proti ena, in zadnjih petnajst, lahko date možnost, da se Sotheon vrne. I don't see the sense of responsibility of, of the players. So how yeah. do you how do you change that? Can you change that? But now, now it's difficult if you ask me because I repeat and we are working one year and half with this group of players, and I repeat, instead to go, and to move, uh, uh, in the right uh, uh, address in the, in the right direction, I think that we are going behind. I see a lot of negative situation. Uh, I see a lot of selfish situation that I don't like because uh, I repeat and uh, I know that the way to 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 beat the team, uh, I know very well. And in the past I, I built a lot of time uh, winning team. Zdaj, namesto da bi se izboljšali, zaostajamo. Ampak zdi se, da nihče ni zainteresiran za to. Go, repeat, to improve, But, uh, no in zaradi tega imam veliko frustracije, ker jaz in osebje vsak dan razmišljamo o tem, kako se izboljšati. And uh, but honestly, also it's time that yeah, I have to take the responsibility. The staff, the club has to take the responsibility. Yeah, but it's time also to take the responsibility. The players, the mind has to stay focused in every moment into the pitch. But and despite one uh, one year and a half, uh, I repeat, and uh, I'm seeing much more last season than this season. This season, uh, instead of to improve, uh, you are going to. a uh, lose what we we gain with a lot of work last uh, last season Așadar începem să recunoaștem câteva idei pe care urma să le dezvolte în conferința de presă Antonio Conte, dar începeau să se vadă gândurile lui și preocupările lui legate de ce n-a fost bine și ce nu e bine în acest moment pentru Tottenham. Se simțea și faptul că el este aproape să spună și apropo, vedeți că mă faceți pe mine de râs aici, că nu mă interesează ce antrenor ați avut sau cine a fost aici, dar mă faceți și pe mine de râs și mie așa ceva nu mi se întâmplă. Da, da, da. Foarte, foarte interesant acest interviu al lui și ce urmează după, la fel. Nu știu dacă l-au văzut oamenii care stau acum cu noi, dar devine și mai, și mai interesant. Bine, el are și dreptate în ceea ce spune aici. Cred că era ok dacă asta era tot ceea ce spunea. Nu cred că era chiar atât de mare problema, <coughs> pentru că el a venit anul trecut și a realizat niște lucruri incredibile acolo la Tottenham, a schimbat practic starea de spirit, a prins acel loc de Champions League și nu știu câtă lume se mai aștepta la asta și jocul arăta diferit, jucau foarte bine pe finalul sezonului trecut, cred că au fost cea mai bună echipă, dar acum Ușor, ușor, odată cu trecerea timpului în acest sezon, lucrurile au început să se strice mergând înainte, în loc să crească, cum spune și el, în loc să o luăm înainte, mergem înapoi. Da, și cred că aici situația devine complicată. Cred că vina este împărțită și între jucători, și între și vina lui, și vina conducerii, sunt mai multe părți implicate, zic eu. Am mai văzut asta și atunci când era PoCetino. <coughs> la fel, după acel sezon extraordinar, când ați ajuns până în finala Champions League, sezonul următor s-a cam ales praful. Și mai sunt jucători din, acea, din acel lot, încă mai sunt acolo la voi în echipă. Da, și PoCetino urla după <coughs> nevoia de reconstrucție. Și am intrat într-un proces de reconstrucție cu unii antrenori care nu erau pregătiți de reconstrucție, ci doar de a câștiga acum. Asta a fost foarte mișto cu Mourinho, cu Antonio Conte. Și, bă, dacă e ceva ce am spus noi când a venit Conte, bă, când ne vom despărți, pregătiți-vă pentru show. V-am spus de când a venit. Asta a fost foarte clar. V-am spus, ne vom distra. Când ăsta va pleca, sau când va începe scandalul între el și Daniel Levy, sau când va începe să dea el pe din afară, noi ținem minte cum a executat el și Chelsea uh, prin declarații, da? Și cum a vorbit și la adresa lui Chelsea, în momentul în care al doilea sezon după titlu n-a mai fost decât o chinuială, da? Um, era foarte clar că nu va cruța, tot n-am de niște declarații pur sânge și sângeroase, da? Ne-a spus pe chat, mai devreme, Ovidiu ro au fost 10 minute glorioase la interviu de după când stătea la masă. Sper că sunteți pregătiți să le parcurgem împreună, nu numai să le vedeți, dar să le și comentăm. Pentru că aici, într-adevăr, putem să facem asta. Să punem stop și să ne spunem părerea legat de ce auzim. Așadar, să începem. Ia să vedem. Așa. decisions take at the end but should your team 3-1 up with 15 minutes to go Yeah if we, we are going to discuss about the penalty it, mean, it means that uh, we don't want to see other uh, situation okay and uh, yeah and uh, for the penalty i repeat for me uh, was uh, was not penalty and stop we close the situation uh, the, uh, the worst, uh, the worst uh, uh, situation is uh, uh, what happened Uh, what happening uh, into into the pitch what happening uh, uh, in the last uh, few months And the, okay. what happening uh... asta vă spun că putem să facem noi aici în emisiune, dar să punem pauză în momentul în care vrem să intervenim. A început exact cum trebuie vorbit. A început cu ceea ce am spus și eu, legat de faptul că tot am nu trebuia să ajungă în situația în care de la 3-1 să trebuiască să discutăm de un penalt în minutul 90 dacă a fost sau n-a fost. Dar atenție că Antonio Conte era pregătit să se lanseze în povestea asta și ne face introducerea spunând mai important, mai grav este ce s-a întâmplat pe teren. Și să vedem ce spune, ce se întâmplă în al doilea sezon al lui, de când e la Tottenham. In this uh, my în second season, moment, that is the right moment, and to, uh, to uh, uh, moment, I for me this is a uh, unaccept unacceptable you agree you are winning 3-1 uh, and um, you are in control of the game and uh, you are uh, uh, you are able to to concede two goals okay and to risk to because also Fraser made a fantastic save in one situation Vetëm yeah, um... të Cavel Hall ăsta al lui Sky Sports, îl știm și noi, reporterul lor, uh, transmitea un gând foarte interesant în weekend spunând Când te uiți la conferința de a lui Antonio Conte, sunt foarte multe momente în care ar trebui să adaugi de ce. Adică cineva din sală ar trebui să l întrebe de ce la mai multe momente. Asta este, cred un prim moment despre de ce. Why? Dar cine trebuia să stabilească tactica și ce să facă echipa aia în finalul de meci, după ce avem 3 la 1. De zici că el era cumva trimis acasă și nu avea nici telefon să intervină, nici nimic, era pedepsit încuiat într-o debara și nu putea să schimbe cu nimic ce se întâmpla pe teren. Vorbește efectiv ca un om care nu putea participa cu nimic la ceea ce echipa lui arăta în teren. 15 minute din finalul de meci. Um... Adică eu stau, mă uit și văd echipa mea că nu joacă. N-am niciun fel de rol, niciun fel de intervenție. Cum ți se pare? Eu cred, din contră, eu cred că el le-a cerut asta pe, pe final. <laughs> nu e prima oară când văd pe Tottenham jucând în felul ăsta. Când nu s-a întâmplat acum cu Southampton, dar până acum a, a, fost diferit. ține minte situațiile dinainte, când în prima repriză intra așa Tottenham pe teren și se a, încercau să apere până la pauză. Adică e ceva frecvent care s-a întâmplat. Acum s-a văzut, practic, că saci în căruță la 3-1, nu s-a așteptat să-ți vină ultima clasată să-ți marcheze de două ori în ultimul sfert de oră, cu siguranță. Dar, da, e greu să-ți asumi și responsabilitatea asta când, când o dai okay. de gard cu tactica ta. Deci Antonio Conte <coughs> era un spectator, fraților. Nu avea nici cum. Nu putea să intervină cu nimic. Mergem mai departe. Yeah, I think that uh, it's much better now to go into, into the problem. Okay? Problem je v tem, da bomo še enkrat pokazali, da nismo ekipa. Na igrišče gre enajst igralcev in vidim sebične igralce, vidim igralce, ki si ne želijo pomagati, ne vložijo srca. first of all today I, I prefer to hide the situation and to try with, uh, to speak uh, to try uh, to, to improve the, uh, the spirit situation uh, with the words with, uh, uh, with a, lo a lot of, of situation Adică ați început să patinați, domnul Conte, să puțin să revenim noi, să încercăm să vă centrăm cumva gândurile. Înțelegem de ce ați început să nu mai știți cum să continuați, pentru că ați vrut să transmiteți ideea că eu am făcut un sacrificiu și până acum n-am zis nimic. Domnule, hai să o mai lăsăm, da? În primul rând ați lipsit de la echipă, o perioadă îndelungată, unde domnul Stelică să-i fie sfințit numele pe vecie, a, a, făcut treabă bună în absența dumneavoastră. Singura chestie e că l-ați potcovit în meciul ăla cu Sheffield United, nu era pregătit să stea pe bancă, cred. -ați, el nu știa că se întoarce sau nu conte la meciul ăla din cupă. Acolo l-a terminat și pe neastelică, s-au făcut de râs împreună. Dar, în primul rând, a lipsit mult timp de la echipă, da? A fost când aici, când plecat sau absent din cauza intervenției medicale. După ce s-a întors, a avut puține meciuri. Și cum adică înainte am tăcut și acum voi vorbi? Încă o dată putem între pune întrebarea de ce? De ce acum? Adică întâmplător pentru că am început să fim tot mai mulți convinși că s-a terminat la vară contractul și că de acum totul e gata, acum putem vorbi, nu? Hai, hai, scum, hai să vedeți cum o să dau eu acum că gata, am lămurit o cu contractul, eu la vară plec, da? Și dacă ar fi sincer, Antonio Conte ar putea să spună, eu, acum, eu înainte n-am vorbit, și acum vorbesc pentru că mie acum nu mai pasă. Asta e foarte simplu, da? Aia mea mi se rupe, tată. Ce o să fac? O să mă dea afară, să-mi dea banii și plec. Și cu asta, basta. Dar, um, Antonio Conte mai zice ceva legat de faptul că, domnule, eu am încercat să motivez, să... Nu văd cum ar fi putut să motivez în ultima perioadă. Nu a fost la echipa asta. E foarte important de zis și ce a vorbit el cu echipa și ce a făcut, nu cred că mai are valoare din momentul în care am spus-o din ce cauză am decuplat eu de la acest sezon. N-ați semnat un angajament de lungă durată, nimeni din vestiar și nici în jurul echipei nu este pregătit să creadă ceva despre construcție. Câtă vreme tu la vară poți pleca. Dacă aici se termină tot drumul, din momentul ăsta toată povestea de construcție dispare. Așa că hai să vedem mai departe. About tactical or technical aspect, uh, this is uh, one situation. The most important thing, if you want to become a strong team, if you want to become competitive, if you want to fight to win, is the desire, the fire that you, that you need to have in your eyes, in your heart, and you have to show this in every moment, in every moment. Instead, if i have to compare last season this and this season, i think that uh, instead to improve, uh, now we are worst under this aspect. and uh, when uh, you are not a team, and then uh, everything can happen in every moment. today is the last uh, the last situation. and uh, <laughs> don't remember that in fa cup, uh, we lost against the sheffield united. that played with the young players. We were able with a strong team to drop to be dropped in FA Cup. And then a lot of situation, I repeat, that we are not going to improve. And I'm not speaking about tactical aspect or technical aspect. About to beat team, to be team, to be team. Don't know Antonio Conte. Că Cred că în loc să înțelegeți că purtați mare parte din responsabilitate pentru ceea ce transmiteți că nu are echipa, nu pentru a fi statistician v-am angajat la club, să știți. Adică statistica asta, noi, am, noi scădem, noi nu progresăm, asta o face unul care nu are niciun rol să intervină în viața echipei, să poată să schimbe cu ceva traseul unui sezon. Nu puteți să veniți să vorbiți ca un artist plastic al statisticilor și să ne povestiți nouă despre... las că, las -că știm noi. Noi v-am acuzat de-a lungul timpului că nu jucați cu jucătorii care trebuie sau că ne-ați omorât cu tactica asta. Cine dracu' a văzut ca un antrenor căruia nu-i merge echipa și nu e mulțumit de cum merge echipa, bă, nu renunță la structura lui tactică, veci pururea. Bă, nu cred că se poate ca până pleacă ăsta să nu avem un meci în care să nu fie trei fundași centrali. Adică așa ceva eu n-am mai văzut, bă. bă. La Chelsea, tocmai asta a fost el, n-a început cu trei fundași centrali la Chelsea și a devenit campion când a trecut la trei fundași centrali. Dar asta înseamnă că a văzut ceva ce nu mergea, a schimbat și a văzut că are un lot care să facă ceva mai bine treaba aia. Bă, la noi n-a făcut odată. Odată n-a încercat o altfel de așezare. Ăia sunt, bă, trei, 2, um, doi, doi, și după a trei în față și la revedere. Asta ne-a omorât și apoi schimbăm între ei jucătorii și ce fi. Dar nu, aici, aici, pe cât ar putea să aibă dreptate, pe atât nu are dreptul să devină el un statistician al acestor timpuri. El are nevoie să explice din ce cauză el nu a putut cu nimic să influențeze această perioadă. Ce justificare are pentru faptul că el, în calitate de manager, n-are cum să schimbe lucrurile despre care vorbește. Oare de ce n-ar putea el să le schimbe în calitatea lui de manager? Da, clar. În punctul meu de vedere, nu ai cum să te plângi de astfel de lucruri după un an și jumătate când ești la echipă. Nu mai sunt jucătorii motivați sau că nu lucrează unul pentru celălalt. Asta este, asta este lucru pentru care ești tu pus acolo, să-i faci să, să muncească unul pentru celălalt, să-i înveți să facă ceea ce fac pe teren, adică în felul tău. Aici este pur responsabilitatea lui pentru ceea ce se ce plânge el de jucători și în plus n-ai voie să vii să te plângi de jucătorii tăi în public da, acolo Hai. se cam termină când ai venit și te-ai dat în cap la conferința de presă, cam, e cam gata. L-am văzut pe uh, Dion Dublin, <coughs> întrebat dacă vorbește, dacă vorbea antrenorul tău așa de tine, despre voi, uh, despre vestiarul vostru după meci. Întrebarea o punea Uh, Mark Chapman, că dacă era Lineker, cred că spunea el direct ce se întâmplă după un astfel de discurs, dar îl întreba pe Dion Dublin ce faceți voi ca jucători după ce, pentru că noi încă nu știm, le-a spus asta jucătorilor și apoi a venit în fața presei sau a spus o presei și jucătorilor nu știu ce le spune după, da? Uh, dar ce faceți voi ca vestiar dacă vă auziți antrenorul vorbind așa? Și reacția lui Dublin a fost imediat. Dacă vorbește așa, următorul pas este Coach, putem povesti puțin? Noi, toți, ăia veteranii vestiarului, ăia care într-adevăr capitan, au ani buni, ăia cei mai vechi din echipă, automat bat la ușa antrenorului, trebuie să discutăm. E ceva ce vreți să ne spuneți? E ceva ce era obligatoriu să spuneți întâi lumii și după aia să discutăm noi? E ceva ce credeți că am câștigat prin faptul că n-ați venit să ne spuneți nouă sau nu ne spuneți nou, ci mergeți să spuneți presei? Hai să ne spunem lucrurile ca bărbați. Hai să discutăm, să vedem ce ne reproșați, să vă spunem și noi ce reproșăm, hai că să începem să ne spunem nemulțumirile unii altora. Dar reacția asta este până la urmă. Relația se strică foarte mult după astfel de discurs, pentru că primul instinct al jucătorului este să meargă la antrenor, să discute cu el. Ce s-a întâmplat aici? Adică ce credeți că n-am făcut din ceea ce ne cereți să facem? Da, clar. Și vedem și la alte echipe că s-au mai întâmplat lucrurile astea cu antrenori care au început să-și arunce sub autobuz jucătorii, că acolo se cam termină. Eu mă întreb dacă Conte nu avea clauza aia în contract să-i plătească tot de cam cele 5 milioane dacă îl dă afară, dacă mai, mai dădea declarația asta acum, în momentul ăsta. Sau mm -hmm. o ducea așa până la vară când se termină contractul. Păi uite, titlul emisiunii. Vrei <coughs> să fii dat afară? Poate răspunsul este da, vreau. Uh, hai să mergem mai departe. Este the most important thing to understand uh, that uh, we play for the badge. We have to play to make our fans uh, proud of, of, of us. We have to play to show desire. Domnul Antonio Conte, vedeți că sunteți apostolul și propovăduitorul reprizelor pe care vrem să le uităm pe viață la Tottenham, da? Deci nu îmi spuneți mie că ați pregătit aici să fie mândri fanii sau ceva. Stăteam ca ultimii milogi, bă, în meciurile cu el. Suntem ultimii terminați în meciurile cu Antonio Conte și el considera că e un meci bun pe care tot am l-a făcut. Unde dracu' a fost dorința aia? Unde a fost, bă, mândrie, pasiune, foc ce povestește el? Ce mai eram ultimii, nu știu cum să zic, uh, um, zici tu ceva droguri din astea care te fac lat. Adică efectiv stai și ar putea cineva să te împingă exact ca pe o scândură, jos, sus sau ceva, știi? Așa eram tot, zici că eram într-o stare de deconectare totală, o repriză sau ceva. Îți venea o palmă, plos cu un gol al lor sau ceva, gata, tot era echipa care să revină că se trezea dintr-un șoc. Dar efectiv trebuia să fii electrocutat ca să începi să joci fotbal. Și ce vrea să ne spună Antonio Conte? Că el, pregătea echipa ofensiv și că nu jucau sau ce dracu vrea să ne spună? Adică e ceva total abrupt, sau total de neînțeles în ce ne povestește el. Este efectiv ca un spectator, este discursul pe care ar putea să-l aibă sau are dreptul să-l aibă ăla care a dat bani la meciurile pe care le-a și văzut la fața locului cu Antonio Conte pe bancă. Ăla care a înjurat meci de meci, iar am stat un meci și am stat și, bă, am înjurat și m-au băgat sub o masă. Mă, ce echipă mică, bă, ce echipă mică ne face ăsta să fim. Uh, și vine el acum să ne vorbească despre dorință și despre foc și pasiune sau ceva. Păi, era moartea pasiunii, tată. Moartea pasiunii a fost fotbalul ăsta. Despre ce vorbim? Da, clar. Eu nu. Nu prea mi-amintesc în sezonul ăsta meciuri din bune făcute de Tottenham, adică meciuri în care s-au urcat peste adversari de la început la sfârșit să arate ca o echipă mare practic. Sezonul trecut au fost, mi-aduc aminte, câteva meciuri foarte bune făcute de, de Tottenham, dar acum... Da, dar chiar, nu știu ce ar vrea să ne spună, că el uh, într-adevăr nu așa pregătea meciul, dar ăia nu vor să joace sau ce Dumnezeu, și că am tăcut până bunul, acum... Hai, în nu l pregătește așa un meci 2 trei, dar nu un sezon întreg, adică suntem aproape de etapa 30 și tot acolo suntem. Bun, mai departe. To fire in your, in your eyes to to win. If if you have these this for sure, you don't go out in a fake Today you win. Maybe uh, previously in the other games maybe, maybe something can change. but here we are used for a long time and then yeah it's uh, the club has the responsibility for the transfer market uh, every coach that stay here has the responsibility and the players here we go the players where are the players about my experience i, I, I can tell you that If you want to be competitive, if you want to fight, you have to improve under this aspect. And now this aspect for me in this moment is really really low. And I see only 11 players that play for for themselves. Yeah. Okay. Uh, adică, toată lumea discută despre club, despre manager, dar jucătorii despre jucători când o să vorbiți? Da, pe jucătorii facem praf la fiecare meci la care nu joacă bine. Niciun fel de problemă. Eu nu e vorba Așa, că în jurul Stadionul primi. Dar cum să nu? Săracul Emerson Royal, Royale mă mir că mai este în activitate ca fotbalist. Nu, nu nici mă mir că... Adică am fost, de-aia am fost șocat că el care a început să joace câteva meciuri bine, după cât inclusiv eu l-am făcut praf în emisiuni sau ceva, dar Jucătorii își primesc porția, nu vă faceți griji, domnul Conte. Și-au primit-o la fiecare meci prost pe care l-au făcut, nu e niciun fel de problemă. Pe Dyer l-am făcut praf, am... băi, am răstignit o grămadă de jucători la Tottenham. Antonio Conte vrea să ne spună că jucătorii nu sunt trași la răspundere, cum să nu? Domnul Conte, bineînțeles că nu are acces la conținut în limba română și nu a auzit discursul meu când a fost dat afară uh, Pocetino sau în momentul în care a venit uh, Jose Mourinho sau a trebuit să plece José Mourinho. Ce am spus eu a fost că acolo vestiarul ăla este cu niște caractere care nu-mi plac. Jucătorii au fost atacați. Am atacat jucătorii foarte clar în momentul în care nu făceau ce trebuie făcut pentru echipă. Dar Antonio Conte încă nu ne explică nimic despre fotbalul pe care... Noi l-am văzut jucat, jucat în acest sezon și zici că el ar vrea să ne convingă că el nu așa a vrut să-l joace, dar așa îl joacă jucătorii. Că de, de, ce nu, de ce nu discutăm despre jucători? The fuck is this? <laughs> da, eu cred că acum, eu dacă eram, nu știu, cu Harry Kane acolo, jucători care sunt de mic la clubul ăsta, acolo am crescut, cred că e... Kane ar trebui și împreună cu ceilalți care sunt mai vechi, mai ai spus tu, Dyer și ceilalți pe acolo, să ducă direct la Levi și să-l întrebe ce are de gând cu, cu omul ăsta pe mai departe. Când nu cred că mai au ce să discute ei în acum da. o fază de genul ăsta. Aici avem o problemă. Problema noastră <coughs> este Harry Kane, că noi încă nu știm <coughs> cât de mult el se mai simte jucător Tottenham din vară. Dacă nu cu un var vrea să fie în altă parte din vară. Încă spune, ia uite, circul de pe lume, da? Uite, și eu, la vară, dacă îmi dați de ales, am plecat de aici. Și v-am mai spus, în momentul de față, n-am niciun fel de problemă. Să plece toți cei care vor să plece și să o luăm de la capăt în mod cinstit, cu jucători care sunt gata să fie aici și să nu se gândească în altă parte. Dar are dreptate când spune aici uh, 49 Undefeated că a fost lăsat fără să fie întrerupt de jurnaliști. Fraților, sunt 5 minute în care i s-a pus o întrebare, vă repet, întrebarea a fost dacă nu cumva echipa ta, după ce conduce cu 3, 1 și 5 pe minute rămase de joc, n-ar trebui să termine egal un astfel de meci. Și 5 minute el a răspuns la întrebarea asta și a trecut prin toate, după cum vedeți, de la noi suntem echipă, la conducere și să nu uitați de jucători. Deci, gata, el și-a expus cazul, a venit cu lecția pregătită, el avea discursul asta pregătit, de-aia v-am dat interviu de la televiziune ca să vedeți că. Îl repetase. Înainte îl avea pregătit. Odată când iese un meci prost, asta o să spun și, vezi Doamne, eu nu mai tac acum. Am tăcut, dar nu mai tac. Bun, hai să vedem. Iată a doua întrebare a jurnaliștilor, că până aici a fost rantul Antonio Conte. But tu un you are finding an alibi, another another alibi. În cazul în care n-ați acesta este un moment tu mustață din spate nu strâmba. Ăsta a fost momentul lui Antonio Conte pentru că am văzut și declarațiile unor jurnaliști care au fost în încăpere și au spus da, am fost în încăpere cu adevărat speriat adică uh, nu știau cum a sunt acasă de Antonio Conte pentru că pun întrebări, orice întrebare ar pune, dacă lui nu-i pică bine, s-ar putea să se, se ridice de la masă și să vină peste ei în sală sau ceva de genul. Atât de pornit era. Dar asta îi spune omului, nici nu a terminat. a început să spună o întrebare legitimă. Nu cumva credeți că și incertitudinea din jurul situației dumneavoastră îi face pe jucători confuzi, îi face să nu știe în care direcție să o ia, să... care ce indicații trebuie ascultate în momentul ăsta, nu cumva chiar trebuie să joace cele le cereți, ați lipsit de la echipă o grămadă de timp, jucătorii ăia n-au dreptul și ei să fie un pic confuzi, dacă v-au ascultat sfaturile în prima parte a sezonului și au jucat fotbalul la mormântal, cum se spun, fotbalul la funebru, de Bacovie al fotbalului am fost noi în prima parte a sezonului, da? Bă, dacă v-au ascultat sfaturile și așa am jucat, Oare nu cumva au dreptul și ei să fie puțin reticenți la ce ar mai spune unul care e gata să iasă pe ușă? Unul care era, nu știu, cu, cu operația la purtător până cu o săptămână, două, și despre care auzeam că pleacă. Toate chestiile astea din jurul faptului că dumneavoastră nu aveți un angajament cu clubul și că probabil, neștind ați de înțeles că la prima ocazie ați vrea să plecați mai degrabă decât să fiți aici. Oare nu cumva astea contribuie la tot sentimentul ăsta de uzură, de lături care sunt în momentul ăsta în echipă. Și când a auzit întrebarea, se... Păi da, 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 tu cau scuze, tu stați în spate, nu strâmba, da? Nu căutați scuze, de ce scuzați voi jucătorii, da? Aș și început. Da, da, de ce scuzați și dați vina pe mine, practic, asta încerca să spună acel da. jurnalist, că ar fi și vina lui. Adică asta nu i-a nu convenit acolo. Dar normal să apară o situație adică... de genul ăsta, când tu, ca antrenor, practic, tu ar trebui să dai un exemplu jucătorilor, și dacă tu nu le oferi această încredere că mergi mai departe cu ei, e posibil ca unul dintre ei să decupleze la fel la ceea ce le spui tu, poate, vestiar acolo înainte de meci. Dar indiferent cum ar fi, nimeni din sală nu i-a spus: Noi nu suntem de acord că jucătorii nu sunt partea problemei. Tot ce a fost întrebat a fost, nu credeți că sunteți și dumneavoastră partea problemei? Păi dar de ce scuzați jucătorii? Dar nu i-a scuzat nimeni. Noi vă întrebăm pe dumneavoastră dacă simțiți că aveți măcar parte de vină pentru ceea ce se întâmplă. Scuzați jucătorii, foarte bine, faceți așa mai departe, găsiți-le scuze. Ce e asta? Vă lăsați că v-am mirosit de la o poște. Asta este deja, suntem în curând suntem pe bulevardul Giovanni Becali. Deci noi pe astea le știm. Când începem să ridicăm tonul, când începem să ne scuturăm, doar pentru că argumentele încep să ne părăsească, da? Hai să încercăm să păstrăm același ton, să explicăm calm, să oferim niște argumente reale pentru ceea ce ni se spune, că din momentul în care începem să ne agităm ca Giovanni Becali și să aruncăm Cipurile alea de cazino în față Du-te mă, gata! Du-te mă, ia-ți cipurile Păi ia la dracu' pe toți Când începi să te agis să sari așa în aer Este pentru că s-au terminat argumentele Că s-a cam terminat ce aveai constructiv de spus Hai să-l ascultăm mai departe You do only this You do only this Excuse for the players Yeah, but the players maybe My future and then They lost confidence They lost spirit They lost to be a team excuse 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 try to plot it try to plot it every time and uh this situation ah, come on come on come on we are professional we, we we paid the club paid us a lot of money the players receive money me receive money you understand not to be to find excuse and uh, don't have spirit or, or or don't show the sense of belongings or don't show Oh, sense of responsibility. Da, domnul Conte, prin faptul că într-una ne spuneți să ne uităm numai la jucători sau că jucătorii de ce scapă de toată povestea asta, nu cumva asta faceți dumneavoastră pentru dumneavoastră personal, că vrea să discutăm numai de jucători, nu acceptați să discutăm și de dumneavoastră? <laughs> Da, absolut. Dacă, așa ca fan uh, al altei echipe sau ca fan neutru, e foarte A, amuzant să te uzi la înțeles. interviul ăsta. Te mai pică niște, adevări, mai niște adevăruri, mai vin niște grele. La final, într-adevăr, când începe să vorbească despre Tottenham, clubul Tottenham, ăla este momentul în care, pur și simplu, fanii oricărei grupări rivale își iau popcorn -ul. Perfect! Era clar că Antonio Conte va spune niște lucruri de genul ăsta. Și stai să vezi, mai rămâne să vină Jose Mourinho pe undeva prin Premier League înapoi și ne va spune și el. Am spus eu, da? Conte, când vine Mourinho în primul rând, să o la orice altă echipă din Premier League, va spune. I think I never in my career, I think I never was sucked before a final. Never I think in my career. So, 3, 4, 5 for me. Well, see, si. my tattoos here. Champions League, Europa League, uh, Conference League. Here, 3 for me, 0 for them. Respect. Cam asta va fi. Ne așteaptă și el are și el chitanța asta scrisă de o grămadă de timp. Mai trebuie numai să o aducă la caserie, la contabilitate. Uh, bun. Antonio Conte, mai departe. Because we are showing this and uh, for me this is unacceptable for me. Because this is the first time in my career to see a situation like this. And until now I wasn't able to change. No. Domnul Antonio Conte, dar Cum e prima oară în carieră? Oare cum s-a terminat toată povestea de la Chelsea? Eu țin minte că clubul ăla a rămas pe undeva pe locul 10 fără participare în Europa. Și a fost un dezastru total. Norocul lor a fost că cine a venit după el a putut să ia echipa și să-i facă imediat campioni. Nu? În anul de după, Antonio Conte. No. Da, 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 parcă au luat titlul, da, după ce, nu mai știu cine, a, cine a urmat. A, nu, 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 stai așa puțin, Conte când a venit a fost echipă de loc 10 și el a reușit a, după să... Muriniu, nu? El a fost, da. Da, el a fost sezonul lui, adică, da, și el când a plecat, ce fel de sezon a fost la <coughs> acest? Cum e prima oară în carieră? Noi ținem minte niște episoade grosolane, patru goluri luate de la Watford cu Chelsea, minun de genul ăsta, adică, ține minte că reală puțin... Ține minte cum v dat în judecată cu președintele cu conducea lui să să luați bani și ați, cred că ați și câștigat legat de, sau nu, s-au înțeles ei până la urmă câți bani să îi se dea, dar s-au judecat pe chestia cu demiterea lui Antonio Conte. Um, nu înțeleg de unde povestea cu prima oară în carieră. Dar ce? La Chelsea știm foarte bine că s-au au, -au oprit din a juca fotbal în momentul în care a vrut să scape de Conte. În sezonul de după câștigarea titlului. În sezonul ăla e gata, s-au oprit jucătorul din Cum este prima oară în carieră? Băi, este Virgina Antonio Conte a venit și este pângărită de nesimțitul Totnam sau așa ceva. Nepătată în carieră, această virgină este acum călărită de un nespălat Totnam și el nu admite să fie pângărit în felul ăsta. Da, eu zic că toate astea se întâmplă din cauza că nu a mai primit acea renoire de contract dacă îi dubla Tottenham contractul și îi mai dădea o clauză acolo, nu știu, că îi dă 20 de milioane dacă îl dă afară, nu mai apărea declarația asta niciodată din partea lui, lui Conte. Acolo se, s-a rupt totul, practic, la bai, din punctul meu de vedere. Mai departe. Not to change, but compare la season, the situation went to become worst. exact. Why? Why? Bah, I don't know, because they are used here. They are used here. Aici începe show-ul, da? Este momentul în care orice fan uh, rival Tottenham, uh, ok. Hai că acum începe să se lege de faptul că de ce s-a întâmplat asta cu echipa lui. Atenție că Antonio Conte vrea să ne spună că el a contribuit în partea bună a sezonului trecut, dar în sezonul ăsta îl lovește istoria clubului. El nu mai are Vreau participare în sezonul ăsta, acum este bântuit de trecutul de loseri a acestui club. Da? Și acum ne va povesti el cum el de aici, da? ce am mai spus eu de mai multe ori în emisiunea asta și v-am spus din ce cauză sunt conte out. Pentru că s-a obișnuit să vorbească prea des ca și cum ne face o favoare că este angajatul clubului, că este salariatul clubului, că are contractul pe care îl are și acum vorbește de la acel nivel de la care am spus -o de mai multe ori că trebuia să fie pus pe liber de ceva vreme. Da, Daniel Levy gândește fiscal, nu gândește uh, pe bază de mândrie. Că Daniel Levy de obicei mai apare drăgușorul la care spune bă, dar n-ai un pic de cohonez, bă, cum să-ți vorbească ăla așa sau ceva, cum îl lași pe ăla să se exprime așa. Imediat îi apare ăla altul care are două perechi de coarne pe celălalt umăr, că Daniel Levy nu are niciun înger, are numai un drăcușor și după aia unul cu două capete pe celălalt umăr, doi draci are pe umăr tot timpul și le spune, da, da, vezi cât ne-ar costa, lasă să vorbească că tot mai ieftin e și mie și mai bine, dacă te uiți la bani, până la urmă e mai deștept să-l să vorbească și el lasă să vorbească, niciun fel de problemă. Și acum Antonio Conte va vorbi din nou despre faptul că el, cum ne-a spus mai devreme, n-a fost în situația asta. M-a pus dracu să vin la Tottenham și uitați-vă ce îmi fac ăștia. Ia să vedem. Don't play for, uh, for, uh, for something important. Check. And, uh, they don't play, uh, they don't want to play under pressure. Check. They don't want to play under stress. Check. Ha, yeah. it's easy in this way. And Tottenham, Tottenham story is this. 20 years that there is the owner and never won something. Da, e foarte corect ce spune. Doar că nu ne-am pregătit vreodată să ne -o spună omul care trebuie să ne reprezinte, <laughs> <laughs> să ne conducă echipa pe teren. Adică așteptam să ne -o spună rivali, să ne -o spună unii care vor să ne bage mind games, ceva Jedi mind tricks dintre astea ale antrenorilor, să te întărâte, să te facă să spezi luciditatea, da? Adică ne așteptam să ne spună unul, să-i spună lui Conte unul de pe cealaltă bancă, să-i spună, bă, luzărilor, de 20 de ani ați câștigat nimic, ce vă, conducerea e voastră de luzări absolut. Vedeți, vă și Conte să enerveze, să ia roșu, să facă scandal sau ceva. Nu ne așteptam să o spună tocmai antrenorul nostru într-o conferință de presă. De deja a dat-o într-o extremă. Acum zici că e cineva de la Arsenal Fan TV, de la AFTV. Absolut. Da, conte deja. Care vine să vă scoată ochii că n-ați câștigat nimic în ultimii 20 de ani. Da, absolut. E absolut hilar. Așa? Mai departe. Ma why? Only for the, fault is only for the club or for the every manager that stay here. And I have seen eh, the manager that Tottenham had on the bench you risk to disrupt the figure of the manager and to protect the other situation in every moment. And now, and now uh, until now, I try to hide the situation, but now no. Da, adică, <laughs> um. Că să nu credeți cumva că Antonio Conte a încercat să apere atât de mult clubul. Se spune, nu conducerea de vină, că numai de conducești de manager vorbiți că jucătorii nu sunt atacați niciodată. Antonio Conte vorbește despre el, că ar prefera să nu fie managerii de vină, ci discuția se poarte despre jucători. L-a da? um, și ajutat pe Antonio Conte, pentru că vă mai spun ceva, după interviul ăsta a avut loc o discuție la club. Și Antonio Conte le-a spus șefilor de la club că discursul lui este direcționat pe jucători, ca jucătorii să înțeleagă că nu e voie, nu este nepermis să aibă atitudine de lăsătoare, da? Nu este niciun atac la adresa clubului sau a conducerii și a explicat conducerea în mod clar că el nu are treabă cu conducere. nu, nu pentru conducerea a folosit discursul ăsta, ci pentru vestiari și pentru jucători. Că trebuie cineva să le spună, sunt prea ținuți în brațe, sunt prea cocoloșiți. Ăsta a fost discursul lui Conte și deocamdată clubul nu este gata să ia vreo decizie uh, după discursul ăsta lui Antonio Conte. Um, acum, să mergem mai departe, să vedem ce ne mai spune. Because I repeat, I don't want to see what I have seen today, because this is unacceptable, also for the respect for the fans. They follow us, pay the tickets, and to see, to see the team another time, to have this type of performance, for me, I repeat, this is unacceptable. Hai să vă spun ceva, domnul Antonio Conte. Să vă mai spun că încercați deja să vorbiți și în locul fanilor. Fanii să știți că au fost extrem de și uh, fonați, când dumneavoastră ne spuneați că echipa a jucat bine. Când câștigam în genunchi, poate, cu 1-1-0 sau ceva, sau o, victorie aia rușinoasă pe care o reușeam, ne jucând nimic. Bă, dar nimic nejucând, şi şi ne jucând, înțelegeți? Și venea și ne spunea că echipa joacă bine. Probabil că o să ne spuneți, at that time I was trying to hide the situation. I was trying to hide the situation. Not speak, but not anymore. Sau ceva. Nu, no, 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 no. Nu, no. lăsați-o pe asta că pe noi, dacă ați fi vrut să ne reprezentați ca fani, trebuia să începeți să jucați niște fotbal și să nu ne mai obișnuiți să fim ultimii oameni în campionat, să râdă toată lumea de noi, că lăsați-vă că o să vedeți voi că nu vă merge așa într-una, da? În asta a venit cu discursul ăsta ca și cum suntem surprinși că nu ne va merge întotdeauna jucând așa. Nu mă, nu ne merge jucând așa. Nu, nu a fost o echipă care să joace în felul ăsta și să ne facă să ne simțim atât de mici, un campionat întreg. Ați reușit să o facem pe asta, să arătăm atât de mici. Și acum să discutăm despre ce, ce simt fanii care plătesc bani, se duc în deplasări. Pe păi fanii ei au văzut deplasare după deplasare în care jucam un fotbal bacovian, cum v-am zis, da? Lemn, mormânt, plumb, ce vreți, da? Dar dumneavoastră ne spuneați că e bine, ok, și eu încercam în emisiuni să spun, sunt trei puncte. Asta este în obiectiv, să vedem. Totul s-a rupt în momentul în care ne-am dat seama că nu veți mai rămâne aici, că de fapt toată povestea asta se va termina prost. Și că sezonul ăsta există mari șanse, norocul nostru să fie să ne lăsați pe un loc de Champions League, dar în rest este gata, napalm, s-a terminat. E, în vară s-a închis tot. Deci atunci nu se gândea la fani în momentul în care nu jucam nimic. Era fotbalul ăla pf, de toată rușinea pe care jucam noi în deplasări. Da, atunci când lucrurile mergeau cât de cât, adică erau rezultate, practic era responsabilitatea, era succesul lui, acum că lucrurile merg prost și așa, este vina clubului, a jucătorilor și așa mai departe. Da, cam, cam aici se rezumă discursul de, de astăzi al lui. Mai departe. And, uh, we have to think a lot. We have to think a lot about, about this. Antonio, last week you said that you saw the fire in the eyes of your players again. What what has changed between now and this game, and how much is it your responsibility to motivate them? <laughs> I said that I want to see the fire, not that I have seen. It's different. Gata, era să-l omoare și pe ăla imediat. Că deja când a început ăla să întrebe despre responsabilitatea dumneavoastră, Hai să discutăm despre altceva, dar nu despre asta. Hai să vedem dacă ne spune cât are responsabilitatea el în toată povestea asta. I say that I want to see the fire into the eyes. I want to see the fire into the heart. I want to see the right spirit. okay, And not only in the training session. Into the pitch. Because here you have to make the difference. Nu, nu, întrebarea era responsabilitatea dumneavoastră. Am înțeles, poate a făcut o o confuzie. Nu, no, așa ați, ați vrut să ziceți altfel, da? Dar spuneți-ne care e responsabilitatea dumneavoastră în toată povestea asta, da? De ce nu discutăm puțin despre responsabilitatea lui Antonio Conte în toată povestea? Că întrebarea asta a fost. El ne spune ce e la antrenament, fire, match, chestii. And I'm not seeing this and until now I try to hide the situation. But now, oh, there are 10 games to go and uh, something thinks something uh, that we can fight. we can fight for what? with this spirit? Uh, with this attitude? with this commitment? for what? for the 7th, 8th place, nine place? i'm not used to this position. i'm really upset. and everybody has to take the responsibility. not only the club, not only the, 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 the manager, the staff. the players has to be involved. In this situation. Because it's time to change the situation if Tottenham wants to change. If they want to continue in this way, they can, they can change manager, a lot of manager, but the situation cannot change. Believe me. Thank you very much. Thank you. Ashadar, data for Antonio Conte? Să mai punem problema acum după asta. Eu când am văzut uh, ieri, cred că pe Twitter, uh, am crezut că prima oară e o glumă ceva, că a pus cineva, nu știu, un sunet peste cu neai ceva. Nu, uh -huh. Prima oară nu venea să cred că uh, asta a fost conferința de presă, după aia am văzut și în alte surse, zic, ok, așa a fost pe bune. Eu n-am văzut niciodată la nicio echipă un manager să iasă în felul ăsta în fața presei și să vorbească la modul ăsta. Sau so, dacă l-ai văzut, <coughs> nu l-ai mai văzut rămânând după? Am mai văzut manageri care să-și acuze jucătorii, poate, că nu dau totul pe teren și așa mai departe, care au fost concediați imediat după aceea, dar la fel ăsta cu să te legi de tot, practic, din ultimii 20 de ani în n-am mai văzut și Da, deci <coughs> să vorbesc puțin acum despre punctele valide pe care Antonio Conte le face. Da, Totnam are o mentalitate slabă. Discursul despre jucători, echipă și club... Nu este o noutate când a venit Antonio Conte la clubul ăsta, da? Antonio Conte a venit la un club care discuta în termeni ăștia înainte ca el să fie aici. Noi am fost supărați ca bază de fani, an la rândul de faptul că echipa asta um, are prea puțin ambiție, că prea puțin vine din partea conducerii care să arate o ambiție mai mare, că targetul este doar beneficiu financiar, nu atât de mult cel sportiv pus ca prioritate că se încearcă o construcție care în primul rând să stea bine financiar și după aia să vedem ce ne iese sportiv. Și că se face așa cum se poate, cu cât mai puține costuri și cu cât mai mult profit, ca să iasă bine toată treaba pentru cineva care conduce corporatist această organizație, acest club. Deci punctele astea sunt valide înainte să vină Antonio Conte. Eu nu cred că Antonio Conte a venit la discuția cu Nam și cu Daniel Levy exprimând aceste păreri și spunând că el a venit aici să le regleze, că a venit să schimbe toată povestea asta, da? Asta este marea problema lui Antonio Conte, că dacă vii ca antrenor care vrea să schimbe asta, nu vii pe un contract pe 2 ani. Nu vii pe un contract care să-mi spune eu am venit să câștig, nu. Eu vin într-adevăr să schimb mentalitatea și să aduc ceva ce clubul ăsta n-a avut. Semnez pe 3, 4, 5 ani, 2 ani, în niciun caz nu este o misiune pe care să-ți o iei. De fapt, Antonio Conte a venit pentru perioada în care... Altă opțiune părea că nu există. A venit pentru cel mai bun contract pe care îl putea avea în această perioadă. Și în momentul în care simte că poate avea și în altă parte, este ok. De fapt simte că Totnam nu îi va oferi în vară nici măcar un an în plus. Pentru că este opțiunea clubului de a-i mai da încă un an de contract. Și au apărut semnalele, pe asta vă scriam și eu pe Twitter, că Antonio Conte nu va mai primi nici din partea clubului măcar un an. Și în momentul ăsta e cazul să înceapă să-și facă reclamă. E cazul să înceapă să lucreze la propriul PR, la propria imagine, să se prezinte pe el cât mai bine și pe club cât mai prost. Să fie totul din vina altora, nimic din vina lui, pentru ca el să fie un antrenor valid sau validat pentru alte cluburi. Aici să fie problema Tottenham, nu să fie problema Antonio Conte. Asta este în spatele discursului lui și care trebuia să servească și la o demitere, dacă se poate, pentru că el nu cred că mai simte vreo motivație să vină la serviciu, la Tottenham. Dar știe că trebuie să vină pentru că e obligat de contract să se prezinte la serviciu. Ar prefera să i se dea banii și să plece, să se descurce Tottenham și poate să ne înjure pe la televiziunile italiene, să ne spună I tried to hide when I was in a Tottenham. I tried to hide the situation. But I cannot, I speak, I did one a press conference, I spoke, I told everybody, told everything to everybody. Look at Tottenham, look at them now. Dacă ar pleca, ar vorbi exact ca un analist într-un studio, iată ce v-am spus, Totnam, ce și o să ne mai dea, cu siguranță vom mai afla ceva declarații de, din partea lui, cred că ne va mai terfeli pe undeva, prin anii următori, de câte ori ne va prinde. Dar Antonio Conte vorbește acum, el încearcă să ne convingă, fără să ne spună de ce nu a vorbit până acum. I se părea că până acum proteja ceva, și acel ceva de acum nu mai trebuie protejat, da? Ce ar fi putut proteja Antonio Conte până astăzi să nu vorbească și acel ceva să fie ok de acum să vorbească? Proteja echipa, jocul, rezultatele. Bă, și l-a făcut un 3-3 cu Southampton brusc să fie ok să vorbească asta, de ce? Care să fie motivul pentru care până acum am încercat să protejez? De acum face mai bine să nu mai protejez. În realitate, de acum nu-ți mai pasă. Pentru că ceea ce a făcut, chiar dacă sunt puncte valide, nu se fac în public, nu se discută la adresa clubului tău așa și evident Că poate să aibă dreptate în multe puncte pe care le-a exprimat, și multe din ele sunt cuvintele fanilor la adresa echipei de-a lungul anului. Nu ne spune lucruri noi. Dar a spus-o pentru el. Să nu încerce cineva să ne convingă că o spune pentru fani, pentru club, pentru conducere sau pentru rezultate. A spus-o pentru el. Și atât. Da, Conte. Din punctul meu de vedere, pe anumite părți se aseamănă cu muriniu la discursurile astea și felul în care lasă echipele atunci când pleacă. Eu, de când au venit cei doi de la plecarea lui Pochettino, mă întrebam care este planul celor de la Tottenham, ce vor să facă mai departe. Pentru că niciunul, nici altul nu sunt niște antrenori care să crească o echipă, să te ducă spre performanță în mai mulți ani, nu sunt cum e Klopp, de exemplu, care avem la Liverpool, ce a schimbat totul acolo. Sunt antrenori care vin pentru un sezon maximum două, dacă reușesc să facă atunci repede ceva bine, dacă nu, nu și cam asta, cam asta e situația. Am înțeles, pe de o parte, că a fost și un interes economic, poate, pentru Daniel Levy, aducând... Doi antrenori recunoscuți pe plan mondial pentru, palmaresul pe care l-au avut cu alte echipe, poate o mișcare de marketing, să mai crești valoarea acțiunilor, dar pe termen lung este o mișcare păguboasă și vedem cu ambii că s-a terminat cam în același fel și cu Mourinho și cu Conte acum. Da, nu, asta a fost, să se pentru valoarea comercială a fost toată povestea asta, <coughs> să ai niște nume importante în galerie ca să te prezinți ca un club în galeria celor mari ale lumii. Tot n-am reușit de prin mișcări de genul ăsta să se pună la un loc cu aia care câștigă pe bandă rulantă, noi fiind, dar la modul cel mai deschis, niște loser notori. Adică noi nu am câștigat nimic. E foarte clar. Noi suntem acolo prin performanță financiară. Și Daniel Levy ne poate spune că el a reușit financiar să ducă clubul ăsta într-o galerie selectă, pe când echipele noastre n-au reușit niciodată echipele i-ar putea spune, păi dacă dădeai tu niște bani, puteam să avem niște echipe mai bune. Adică Harry Kane nu trebuia să se uite în apărare să vadă că -are pe Davis, pe Dyer, pe... Adică în cei mai bune ani ai carierei lui, să vadă că are niște fundași, niște jucători pe lângă el, care clar nu erau de nivelul lui. Trebuia să fie la o altă echipă care să aibă jucători de super pe lângă el ca să devină și el un câștigător de trofee, da? Jucătorii n-au venit. Adică Clubul nu i-a pus în jurul lui jucători, dacă el a dat loialitatea echipei, clubul i-a rămas dator. Este, dacă vrei, ceea ce a pățit Gerard la Liverpool. Liverpool a câștigat totuși Champions League în aceia. Noi am ajuns într-o finală Champions League. Dar și la Liverpool, clubul ăla a rămas dator față de Gerard în toți anii de carieră, că el a stat lângă un club care nu punea în jurul lui jucători de superclasă cu care să și câștige un trofeu Premier League. Dar Liverpool a putut să se bată la Champions League și l-a fericit măcar din punctul ăsta de vedere. Mai departe, Harry Kane n-a avut oameni în jurul lui cu care să ai atâția jucători de superclasă cu care să facă treabă. N-a avut nici antrenorii cu care să poată să, să ducă mai departe construcții, pentru că și Pochettino, când ne-a spus nouă, there has to be a painful rebuild. Ne-a spus că trebuie să fie o reconstrucție dureroasă la Tottenham. Și atunci n-a primit fondurile cu care să facă reconstrucția. Au venit ăștia, au primit niște jucători să încercați să câștigați. Cu aceeași, bă, cu jucători care și-a atinseseră limita cu alții antrenori. Asta a ieșit. Tactica a fost doar financiară. Tottenham este un club performant financiar și neperformant sportiv. În mod foarte clar. Faptul că acum se duc în Europa bănoasă primele patru echipe față de campioni doar este ceva ce a oferit scuza multor echipe să nu se mai bată la locul 1. Să simtă că și locul 4 poate să fie la fel de bănos ca un loc 1. Să nu însemne atât de mult. Înseamnă pentru fani. Nici o conducere nu se va da la o parte de a fi campion. Dar fiecare va înțelege că. Dacă ne iese, e foarte bine. Dacă nu ne iese, am nu să băgăm noi sute de milioane ca să ne iasă. Da, da, clar. Dar pe termen lung, acest plan devine păgubos la un moment dat. Vedem, văd și cazul la noi, la United. Ușor, ușor au dus-o la început din performanțele trecute a lui Ferguson, dar deja au trecut mulți ani de atunci și încep să scadă și banii pentru, pentru, club. Iar baza noastră de fani este mult mai mare decât ce are Tottenham, încă ne mai bazăm pe treaba asta. Dar pe mai mulți ani, 10 ani încolo, lucrurile încep să se schimbe și te duci în jos dacă nu, nu începi să faci performanțe, să câștigi trofee. Asta, despre asta e vorba. Așadar, ca să tragem linie pe tot, tot acest episod, punctele lui Antonio Conte nu sunt disputate de fanii Tottenham, mai ales cele istorice. Nu suntem primii care să recunoască realitatea care e în jurul echipei și clubului. Nu suntem cei care simt frustrările astea de ani de zile că vrem să fim lângă o echipă care să arate mai multă ambiție. Dar, la întrebarea noastră, Antonio, vrei să fii dat afară? Răspunsul este da. El vrea să fie dat afară și clubul nu îi face această favoare. Ce mai scriam eu pe Twitter la fel aseară când anunțam că va fi dedicată o secțiune de lux acestui episod al lui Antonio Conte în ediția de astăzi, vă spuneam că Totnam nu are ca prioritate 1, n-ar trebui să aibă ca prioritate 1 concedierea lui Antonio Conte. Prioritatea 1 al lui Tottenham ar fi să găsească omul care îl va înlocui pe Antonio Conte și să-l găsească bine de data asta. Tottenham nu are voie să mai intre în rușinea aia de proces care ne-a făcut să luăm pe Nuno Espirito Santo până la urmă, ca un fel de Marian Rada pus pe bancă, hai să vedem până ne-o veni un antrenor sau ceva de genul ăsta, da? Um, sau papură la Craiova sau Dumnezeu, chestii de genul ăsta, de nu știu, niște manta de vreme rea sau ceva. Uh, ca după aia să-l dăm afară pe Nuno Espirito Santo și să avem o discuție mai productivă cu Antonio Conte. Nu, tot n-am ar trebui de acum să știe cine vine după Antonio Conte. Să contacteze acești oameni și să-i contracteze, da? Și să fie cu adevărat un antrenor care va veni să muncească. Să fie pregătiți să dea drumul unor jucători cu care să se obțină bani și să-i aducă noi jucători noului antrenor. Adică să putem să înțelegem că o șansă corectă date unui antrenor este șansa pe care a primit-o Arteta din partea conducerii Arsenal. Lasă-l să-și facă echipă. Sprijină-l să dea afară ce nu-i bun, și a doi jucători cu care să poată să înceapă să facă treabă. Nu toți jucătorii trebuie să fie de super clasă într-o echipă, dar toți trebuie să tragă în aceeași direcție, toți trebuie să aibă aceeași motivație și abia atunci are o șansă reală un antrenor. Asta lipsește la Tottenham. Încă de pe perioada lui PoCetino lipsește la Tottenham. Și sper să reglăm o chestie de genul ăsta cu un antrenor care chiar să fie dispus să muncească pe o perioadă pe care s-a angajat să muncească și PoCetino cu jucătorii lui, cu tineri care să intre în echipă și care să fie crescuți și să avem o șansă reală să jucăm și fotbal, de care să nu ne fie rușine. Pentru că, domnul Conte, oricum o dați, să știți că sunați tot mai mult ca un José Mourinho. Fotbalul este chinuit, este negativ și scuzele sunt mereu în curtea altora. Începe să sune tot mai mult ca un José Mourinho. Da, am spus că se, se aseamănă foarte mult situația celor doi. Poate Conte a avut sezonul trecut un pic mai bun față de ce a făcut Mourinho, dar până la capăt, tot cam acolo au dus echipa amândoi. După ei, practic, e prăpăd acum. Iar dacă Tottenham nu reușește anul ăsta să prindă acel loc 4, deja este totul ratat. Tot ce s-a produs bine anul trecut, se cam pierde în sezonul ăsta. Dacă, noi, nu, merităm să, noi nu merităm să fim în top 4 <coughs> anul ăsta, nu după ce am jucat, nu după ce dezastru sau haos a fost în interiorul clubului. Noi dacă, nu e prima oară când o spun în emisiunea noastră, dacă Tottenham termină în top 4, nu este pe meritul Tottenham, este pe dezastru altor echipe. Tottenham, dacă e echipă de top 4 în acest sezon, nu este pentru cât de bună este Tottenham, este pentru cât de praf au fost ceilalți. Și aici vorbim despre Chelsea sau Liverpool cu um, precădere, care ne-au deschis un culoar neașteptat. Ca noi să fim ha în izmene, în haos, dar totuși să ne iasă un sezon mai bun decât lor în Premier League. Este ceva greu de imaginat și, nu știu, îmi vine greu de crezut că ne va ieși până la capăt. Că vom trage de delirul ăsta al fotbalului până la final de sezon și terminăm în top 4 în cazul ăsta noi am primit mai mult din partea fotbalului decât meritam. Da, da, sunt de acord aici. Sunt echipe care produc fotbal mai bun până acum în Premier League. Chiar Newcastle sau Brighton sunt două exemple la îndemână. Da, cum spui tu, important e pe cine o să aduc acum, dacă găsesc pe cineva să aduc. E foarte complicat în perioada asta, deja e final de lună martie, mai sunt două luni, nici două luni până se termină campionatul. Și e foarte complicat să găsești pe cineva cu care să faci un plan pentru viitor. Păi nu acum. Deci Nu zic să-l aducă să-l pună pe bancă de acum, dar să știm că din vară vine. Să știm că, într-adevăr, avem uh, semnalul pentru anul viitor. Începe să se discute cu jucătorii, cine rămâne, cine uh, pleacă. Adică trebuie să se facă un plan. Bă, mai avem jucători prin împrumuturi, care se întorc. Ne-a luat dracu pe când se întoarce în dombele, Losel sau poate să nu știu care înapoi region, toți ăștia aia pe care nu-i mai vor aia, poate pe acolo, nici nu se gândește să ia definitiv. Stai să vezi că vine aia înapoi, ne trebuie cineva care să lucreze cu ei. Poate că există potențial și prin jucătorii unii care n-au mers cu alți antrenori și acum ar putea să meargă cu unul nou care vine. Cu știe, da? Trebuie să apară planul ăla, da? Deocamdată suntem fără un plan și suntem doar cu un antrenor care, pentru cine crede că ăsta a fost vârful, Asta este încălzirea, fraților. Stați să vedeți că noi dacă nu îl dăm afară, ăsta cu atât mai mult va fi motivat la următorul pas greșit să fie și mai virulent. A spune, eu nu accept. Asta va spune la următorul lucru. Am mai spus-o și o mai spun încă o dată. Eu nu accept să mă fac de râs la Tottenham. Tottenham nu are dreptul să ajungă să-l facă de râs pe Antonio Conte. Asta va spune mai departe. Eu sunt impecabil, Tottenham mă face de rușine. Da, și conferința asta de presă parcă vine mănuși, așa exact înainte de pauza internațională, când sunt două săptămâni libere. Aveți tot timpul din lume că... să mă dați afară, nu știu ce tot așteptați. <laughs> adică e exact atunci când trebuie, când se fac astfel de, de mutări la nivelul managerilor. Așadar, pentru toți cei care nu au fost interesați să urmărească atât de mult uh, prezentat acest episod, uh, din etapa curentă, este exprimat la scară largă, pentru că noi mereu v-am atras atenția când se întâmplă momente psihologice strategice în viața unor cluburi, și când toată lumea vă spune analizează numai când a fost dat afară. Noi mereu vrem să vă prezentăm momentele care chiar contribuie la toată povestea, care ajunge să fie la un final cu o demitere sau cu un sezon ratat. Ăsta este un moment capital, este un moment extrem de important în viața unui club. Un discurs manifest de genul ăsta, da? Așa că de aici o să vedem ce face Totnam mai departe. Și pentru cei care n-ar fi dori să guste o discuție atât de lungă, liniștit o să punem capitole să puteți să săriți repede spre următoarele discuții, să puteți să aveți ușoară trecerea între uh, discuțiile despre celelalte meciuri. Pentru că acum ar fi timpul să trecem la următoarele partide și să închidem emisiunea pe seara asta. Uh, este uh, următorul meci despre care o să vorbim, bineînțeles, este cel dintre Wolves și Leeds, care a fost bă, un regal de goluri și meciul a fost mișto. Ba, match și meciul a fost da. mișto, adică ce ai văzut că s-a întâmplat în meciul ăla, frenezia aia atacului sau ceva, nu știu, să fie de vină că sunt iberici ăștia, au venit toți de pe acolo, Lopeteghii, Gracia, bă, dar a ieșit un uh, nebunatec 2 la 4, cu de toate, Roșii, uh, gol de la 45 de metri. A, greșeli monumentale, minuni, de toate s-au întâmplat. A, inclusiv o rezervă care se intre să dea gol în 20 de secunde după ce a intrat, toate s-au întâmplat în meciul ăsta. Wolves în schimb cu Leeds 2 la 4 este orice, dar în mod clar un rezultat surpriză până la urmă. Pentru că nu știam cum să interpretăm momentul pe care îl parcurge în momentul acum Leeds cu gracia dar ne venea greu să credem că e o echipă mai așezată decât Wolves cu Lopetegui. Adică credeam că argumentele sunt de partea lui Wolves și ca o calitate superioară a jucătorilor, experiență în Premier League, un antrenor care a fost în Naționala Spanie, a stat pe banca lui Real Madrid, bla, bla bla adică multe argumente pentru care credeam că Wolves va fi echipa mai pregătită pentru acest meci. Și dacă nu l-ar câștiga, dar niciun caz să piardă acasă. Și Leeds a venit cu grația ca un antrenor care trebuia să mai domolească nebunia. Dar mi se pare că le-a dat drumul să joace. Și ăștia au jucat și au început să dea goluri. N-au mai ratat Leeds. Asta s-a întâmplat ciudat în meciul ăsta. Da, cei de la Leeds au avut 4 șuturi pe poartă, patru goluri a fost pentru ei. într un XG de 1-4-7. Adică au fost foarte killeri acolo în fața porții. Acum să-i mulțumească și lui Johnny Castro, că a făcut show în, în meciul ăsta și în atac <fie> și în apărare, i-a ajutat și pe cei de la Leeds. <fie> Le-a făcut ca două acolo două goluri, mai ales golul lui tip total lipsit de marcaj la acel corner de din 2 metri de cu capul și bagă mingea în poartă. Dar sunt de apreciat cei de la Leeds. Nu cred că s-a așteptat cineva să vină acum pe terenul celor de la uls și să le, să le dea patru goluri au jucat deschis, au jucat avuntat și au și avut noroc. În anumite momente, cei de la Wolves au avut faze bune de joc, dar nu au fost capabili să, să bage mingea în poartă. Încă le lipsește acel atacant. Au tot încercat în acest sezon tot felul de variante cu Diego Costa, cu alți oameni pe acolo, dar nu prea le iese. Au jucat Jimenez, dar a ratat în continuare. E clar că de la acea accidentare din meciul cu Arsenal nu și-a mai, nu și mai revenit la valoarea pe care o avea înainte. Dar a fost, a fost o greșeală din partea lui Leeds. Eu cred că i-a luat și puțin de sus pe cei de la. din, din partea lui Uls a fost greșeală, I-a luat puțin de sus pe cei de la Leeds și nu, nu se așteptau la o astfel de replică din partea lor. Dar, per total, ca fan neutru, dacă a urmărit cineva acest meci, a fost uh, o splendoare. A fost spectacol total, de la început până la sfârșit. Mm, absolut. Se și vede în imaginea asta că n-a fost fotbalul mai mult jucat de Leeds. Um, dar ce spuneam? Și în acel index al puterii pe care tot îl prezentăm noi la fotbalengles.ro, Leeds, echipa asta n-a fost mereu atât de mult în pericol. A fost mai mult o echipă înspre top 10 decât spre locul 20. Adică mai mult înspre jumătatea clasamentului decât spre coadă. Dar naivitatea lui Leeds era o problemă. Ratau mult, luau goluri anapoda. Leeds United în meciul ăsta a avut 4 șuturi pe poartă și a dat 4 goluri. Dar ăsta este un Leeds ciudat. Asta este atipicul din acest meci, pentru că Leeds poate câștiga cu 4-2 dacă face un astfel de meci. Ca 4 șuturi pe poartă să fie 4 goluri. Și adevărul e că și Jose -a, a avut un meci în care nu l-am recunoscut și Saddam, în poartă. -a și și Johnny amândoi au, fost, păi, au contribuit acolo. Golul pe care l-a dat Ailing, golul de 2-0, bă, eu nu știu ce fel de tactică este treaba aia. E corner la faza aia, Mingea se duce la colțul lung, unde bă, nu e nimeni. Bă, dar nimeni. Ailing poate să iasă din pachetul de jucători, să se pună la colțul lung, să pună fruntea și să uh, trimită mingea în poartă, pe sub uh, Josessa, care a, spus că a fost prost inspirat la meciul ăsta. Dar nu e nimeni, bă, în toată, în toată zona aia de teren. Cum se poate să treacă mingea aia lung și să ajungă într-o zonă în care nimeni să nu fie numai. Ailing să iasă, dar Ailing încă avea impresia că este la ceva baciata sau nu știu ce, se ducea singur în dans așa spre colțul ăla lung și a pus capul și a dat gol. What the fuck is this? Da, da, da foarte. Aici e vina antrenorului, din punctul meu de vedere. Fazele fixe, antrenorul ar trebui să o ocupe de ei, să facă niște scheme ca lumea. Ei inițial, din ce am văzut eu, era om la om acolo, dar când Eiling s-a desprins din acel grup, nu a mai interesat pe nimeni de el și a ajuns să a ajuns la colțul lung, nestingherit acolo. A și lovit foarte ciudat acea minge. Adică n-a fost o lovitură curată cu capul. Ceva s-a contorsionat mai mult când a, când a trimis acea minge, dar ne-a intrat până la urmă. Christensen la fel, după 20 de secunde intrat în teren, la fel, nemarcat din partea lui Johnny, tot pe partea acolo era pe stânga lui Ulț. La fel a reușit să marcheze primului gol pentru Leeds. Iar în final Rodrigo, omul nostru Rodrigol a, a pus acestui meci și lui, și lui Ulf. Da. Menel a și enervat pentru acordarea golului. A fost foarte nervos Lopetegui pe arbitraj. Adevărul e că Lopetegui a primit, cred că, vreo trei scuze din partea arbitrilor de când a sosit el deja. E adică i-au spus aia, da, aveți dreptate, am fost proști. Păi cred că ăla s-a săturat să-i tot spun arbitrii că sunt proști. El vrea, în primul rând, să decidă ea bine pe teren. Și inclusiv în meciul ăsta, cel puțin aici, a fost cam șucărit el că nu a primit un penalti în prima repriză Semedo acolo. Mi se pare că nu e atât de evident a penaltiul ăla. soft. Da. Și în schimb avea de două roșii probabil oamenii lui. Dawson a fost scos la pauză, Nossa. dar era cam roșu acolo la el. E că jucători care au trecut peste minge și au ajuns pe jucător în schimb. Și Dawson și Johnny, la fel, au ajuns pe piciorul adversarului cu crampoanele. Diferența a fost că Johnny a luat roșu și Dawson nu. Um, Dawson a putut fi schimbat la pauză și mai apoi Johnny n-a mai uh, evitat nimic. Asta a fost meciul lui, a făcut de toate, a și gafat monumental în apărare, a și uh, dat un gol de la uh, cea mai mare distanță în Premier League de vreo 5 ani, ceva de genul ăsta am văzut 2017 parcă, da, nu. Așa, de -aia zic. liniștit de 5 ani, este golul de la cea mai mare distanță dat în Premier League de mai bine de 5 ani încoace. Și Johnny a sfârșit prin a lua și cartonașul roșu și ok, s-a rezolvat. Dar, Lopeteghie, normal că e cam supărat, că sunt prea multe etape în care arbitrii i-au transmis oficial prin PGMOL, adică prin această comisie centrală arbitrilor englezi, i-au transmis wasapiti, sorry, cum zice el, wasapiti. No decision, no nothing. Deci prea multe scuze din partea arbitrilor care probabil ar trebui să decidă corect și mai ales prin VAR să poată să decidă corect. Și în cazul lui Wolves, ăia nu știu, de prea multe meciuri n-au știut cum să decidă și acum asta de câte ori îi vede că e discutabil măcar, îi pune sub presiune, că dați-mi bă deciziile odată, greșit odată și pentru mine măcar. <laughs> Da, au fost acolo câteva decizii da, controversate luate de arbitri. Eu zic că erau 50-50, puteau să meargă în ambele părți. Dar cei de la ULS ar trebui să-și vadă totuși gunoiul din fața ochilor, din problema lor care o au la începutul sezonului. Faptul că nu marchează din toate ocaziile pe care le creează, foarte greu reușesc să înscrie. Și golul ăsta lui Johnny, un gol cu noroc, adică a respins greșit portarul celor de la Leeds și așa a ajuns mingea la el. Nu, nu nu nu, stai nu, așa puțin. nu, 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 Respingerea <coughs> lui Melie i-a dat ocazia lui Marc Roca să dea nu, un Roca, asist da, senzațional. Da, da, asist. Bă, băiatule. Deci el iese Melie și dă cu capul, nu știu cum a ieșit el acolo, așa, în un fel de Bogdan Stelea fără mușchi și cu păr. A ieșit Melia, da cu capul, Roca este undeva în centru terenului, și nu știu ce vrea să facă la faza aia. Pentru a că el nou look past. Da, mă, da. Bă, ai, zis, ai fi zis că e într-adevăr pe blat. Pentru că el a ridicat-o ca ăla să o pleznească, și să dea gol. Deci a pus uh, piciorul pe minge și a zis, uite, poftim. Și ăla a pleznit-o ca să dea gol. A fost ceva senzațional. Deci mișto, mișto de tot. Cred că a vrut să dea out, să se asigure că mingea nu rămâne într-o zonă periculoasă. Cred că se temea că îi vine cineva din spate să-i sufle mingea. Și a vrut să o, o plăznească din prima și a plănit o prost și a ridicat-o efectiv ca să-i pice la piciorul lui Johnny care a lovit-o din prima să dea gol, că Melie era, bineînțeles, avântat după lovitura cu capul din afara careului. Deci ăla a fost gol spectacol. S-a avut de toate meciul ăsta, dar atenție, de toate mai multe proaste decât bune. Adică mai multe de așa nu decât de așa da. Și la concursul ăsta a ieșit lead în avantaj pentru că Wolves chiar a avut un meci în care a făcut praf un meci. Dar au reușit să o facă și pe asta. Da, cei de la Wolves oricum, eu văd o creștere în jocul lor totuși de când a venit Lopetegui. Joacă ceva mai bine, dar ușor, ușor timpul trece și dacă nu încep să adune punctele din meciurile care joacă bine, ar putea să intre din nou acolo în, în galata. Erau pe ultimul loc, cred că atunci când a venit Lopeteghie. Erau pe 20. A reușit cât de cât să mai ridice puțin, dar trebuie să fie foarte atenți că două rezultate greșite te bagă înapoi acolo în groapă. Îi mulțumim pentru SuperChat-ul lui Octavian Mania, mai ales că YouTube ne spune Celebrate Your First super SuperChat From Octavian Mania. Excepțional, este primul SuperChat al lui Octavian și îi mulțumim foarte mult. Este fan Leeds. O etapă fericită la cât mai multe ne urmărește de la ediția de 2000 de abonați la sfatul lui Valentin Dumitrescu. Băi, noi mulțumim lui Valentin în cazul ăsta. Mulțumim pentru content de calitate și spor în continuare. v-am spus, fraților, la noi nu vedeți promovările obișnuite pentru emisiuni sau pentru edițiile online. Ne-ar fi foarte ușor să ajungem repede la mai mulți abonați prin a fi prezenți în alte emisiuni sau a ne invita sau a ne a solicita unora și altora să ne cheme prin emisiunile lor, unele mai de profil mai înalt și să audă mai multă lume de noi. Preferăm să nu facem așa, ne e mult mai mișto să vedem că aflați de la unul la altul, că ne recomandați de la om la om și aflați de noi, de la cei care deja vă spun, bă, merită să te uiți. E mult mai natural, mai organic, ăsta e un cuvânt folosit în corporații, da? Uh, dar e mult mai natural să creștem așa decât pe varianta altă care ne aduce mulți Abonați, repede probabil, artificial. Mulți dintre ei, gloată, care să vină să te urmărească. Ce ați simțit dacă am face asta? Ar fi, cred, în primul rând, chatul nostru n-ar mai fi atât de civilizat cum este acum. Ar veni <sus> foarte mulți oameni de nu știi de unde. Și nimeni n-ar ști să se respecte unii pe alții. Ar trebui să facem poliție între toți oamenii de pe chat. Ne este mult mai confortabil așa, să adăugăm în mod natural, om cu om, iată, oameni care spun altora despre faptul că merită să te uiți că avem o părere echidistantă despre ce prezentăm. Prezentăm toate echipele, toți antrenorii, tot ce se întâmplă în fotbalul englez. Și în felul ăsta, când ajungeți să interacționați și pe chat, este respectul ăla pe care puteți să-l vedeți, indiferent cu ce echipă țineți. Noi ne-am asigurat că aveți o platformă pe care să puteți să vă spuneți părerile și să vi se respecte. Asta ne interesează cel mai mult și mulțumim lui Octavian că ne-a și spus că așa ne cresc nouă abonații, de la om la om. Da, mulțumim pentru super chat. Aș fi curios să aflu cum a ajuns el uh, fan leads, dacă poate să ne lase ori pe chat, ori în comentariu după. Întotdeauna da. sunt curios de fanii acestor echipe mai mici, tot, cum, cum, a, ajuns să le susțină. A, da, cred că fanii Leeds, cred că în bună măsură sunt din acea perioadă, 2000 bună, de Champions da, League, 2000, da. cu Harry Kewell, cu Viduca, acea echipă mișto al despre care avem un episod și pe uh, playlistul nostru de History acea mare echipă ale Leeds United și decăderea care a urmat mai apoi, pentru că abia acum, după 16 ani, să avem Leeds înapoi în Premier League. Probabil că mulți fani de atunci sunt îndrăgostiți de Leeds, din acea perioadă a anilor 2000, când am început să avem Champions League și Leeds United de la noi pe TV, până într-o semifinală de Champions League. Da, foarte mișto echipa aia. Mi-aduc aminte că mă uitam atunci la meciuri și eram, chiar și eu eram aproape să-i să susțin eu ținând cu United, totuși. Adică că mai echipa rivali. Mișto. Echipa da, mișto, da. 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 Foarte mișto A, și cam. Acolo, cât de repede s-a putut nărui totul, dacă n-a fost cap să se gândească și la finanțele clubului. Hai să vedem declarații după acest meci. Lopetegi ușor agitat m pentru decizii. Da, bine, aici au fost multe decizii care au adus roșii au adus minuni pe final de meci, golul lui Rodrigo, el credea că se poate face 3-3, până la s-a făcut 2-4, deci multă, multă tensiune. Dar referit de și și un moment, ai can make ca book. Here uh, uh, i să here, incredible, incredible. Like I can understand the mistake, the mistake because it's human. But the VR is for for anything, and I don't know. I don't know why I have seen the penalty against uh, Nelson Semedo. It's, he touched the ball? He has the knee injury after his knock. He doesn't touch the ball. He has two, three very clear images, fantastic for t TV. I don't know why he doesn't go to see. Today it is very difficult for me to understand the, the decision but i have to accept i can't fight against the real, real the real situation so maybe we have to change uh, ourselves we knew before coming uh, that it could be a, a a very demanding game uh, after scoring three goals we maybe thought that the game was different but Uh, this competition is always very demanding and you have to be ready for that. when you decide to bring on a substitute and he scores 20 seconds later, you must feel quite pleased with yourself. i'm really pleased because Russ, rasmussen, uh, christensen deserves. he works a lot every day, always supporting the players uh, that play from the beginning and is something I, i'm happy, especially for him. Yeah through the whole game it was an even game we were very very sharp on our chances and and they when they started to to get sharp as well they get two little bit strange goals as well uh, and then obviously when it's when it comes from 3-0 to 3-2 then then the emotions comes into the game but i think we managed to stay strong uh, especially after the 3-2 goal i think we did very well uh, to to play clever defend well and and, and in the end i think it's a, <laughs> it's a massive win Într-adevăr, domnul Hav Avigrația este Gigi Mulțescu în persoană. <laughs> seamănă, seamănă foarte mult. Extraordinar de mult. E ok. Octavia Maria ne-a scris că e vorba de unchiul lui care locuiește în Leeds. Din 2006 e mare fan unchiului lui, season ticket și toate alea, adică e abonat la Leeds și a preluat de la el pasiunea asta pentru Leeds. A fost pe Allen Road de câteva ori și prima dată în 2016. E bun, hai că te-ai apropiat de perioada în care au început să meargă bine lucrurile, adică ai apucat să vezi și perioada de urcare, de coborâre. Unchiul tău le a văzut pe multe palea pe de coborâre de atunci, din 2000, grea, coace, da. Până în liga a treia, groasă, rău de tot da, pentru Liț. Da, da. Mulțumim, mulțumim pentru răspuns. Și Lopeteghie, dacă ar scrie acea carte, cum s-ar numi? Wasapiti? Așa e, Wasapiti. Așa s-ar <laughs> într-adevăr. Wasapiti. Um, <coughs> să vedem mai departe, avem meciul care a închis seara de sâmbătă. Chelsea-Everton 2-2. <laughs> o să discutăm despre ce a făcut Graham Potter la meciul ăsta. Pentru că mie mi se pare relevant, mă uitam la meci și n-am reușit să înțeleg. Nu mai are atacanți? Sau de ce dracu nu înțeleg eu schimbările pe care le face Graham Potter? Dar... Everton a scos un punct mare pentru campania lui Sean Dyche, a profitat de o echipă care s-a speriat că nu poate ține meciul cu bine până la capăt. Eu asta am înțeles din ce a jucat Chelsea, o echipă care e suficient de bună, o echipă care poate să-ți dea gol, poate să-și rezolve meciul, dar de două ori conduce 1-0, 2-1, de două ori nu-ți uh, nu dă senzația că va scăpa de un dezastru. De zici că e genul de echipă, căreia dacă îi se poate întâmpla ceva rău, sigur îi se va întâmpla. Și senzația asta a fost permanentă pe timpul meciului, că Everton va face ceva, deși nu prea are cu cine sau cu ce, și tot vor face ceva. Și au făcut de două ori. Da, foarte, <coughs> foarte ciudat. Finalul de, de meci, în special, Chelsea a dominat prima repriză, adică cei de la Everton n-au avut nicio ocazie, nicio șansă. Iar în repriza a doua, lucrurile au început să se schimbe, cum zici tu, de la acele schimbări. Când a intrat, cred că Gallagher în locul lui Pulisic, am văzut adică ceva foarte... O oh, să ne uităm, o să ne uităm pe schimbări. O, o, da aș vrea în primul rând să notez că un Everton în roz cu Sean Dyche pe bancă este ceea ce am visat dintotdeauna. Culoarea roz a tricourilor celor de la Everton a fost senzațională. Sigur că n-a fost aleasă în perioada în care era Sean Dyche la echipă, că vreau să cred că n-am fi avut roz... Și Sean Dice își dădea de dădea demisia, a plecat sau ceva de deci, genul. Cum A văzut tricoul în roz și a reușit vă să scoată în roz un 2-2 la Chelsea. Da, probabil de sezonul viitor tricourile de deplasare o să fie negre la cei de la Everton. Cam atât o să mai vadă adversarul în fața ochilor când joacă contra lor. Da, sunt de felicitat cei de la Everton până la urmă. Rezultatul pe care l-au obținut au reușit să înscrie din nou două goluri. Știu că spuneați voi acum vreo două săptămâni când au marcat de două ori contra lui Nottingham Forest dacă o să mai reușească. te că au reușit din nou într-o deplasare cu largul concurs al celor de la Chelsea. Au avut două cornere, cred. Cei de la... Trei. Trei cornere de... Nu, două. Două cornere Contra lui Chelsea și au reușit să marcheze un gol Până la urmă un asist al lui Tarkovski Dacă nu marchează măcar două pasă de gol la, După un corner Iar pe final Libari a reușit Să se facă de râs în fața lui Sims Nu știu cum poate să te depășească așa Un atacant de gabaritul lui Sims Pe viteză A fost ceva incredibil Ei s-au potrivit toate bine lui Sims acolo Dar uh -huh. se vede foarte clar Everton n-a jucat cine știe ce Fotbal, Everton este o echipă despre care v-am mai spus, îl are ca atacant pe Calvert Lowen, care este și el doar scriptic, un atacant și fiscal. Nu este în niciun caz un atacant sportiv care să contribuie pentru Everton. Nu se mai termină accidentările lui Calvert Lowen. Mai apoi, rezerva lor a fost Neil Mope. Iar Neil Mope, fraților, atât de rușinat este. Uh, Sean Dyche să joace cu Nil Mope atacant, încât îl obligă pe Dimari Gray să stea de număr 9 în față și când îl schimbă pe Dimari Gray sau când vrea să schimbe acel număr 9, nu îl bagă pe Mope, l-a băgat pe Sims, care are 20 și puțini ani și are activități doar prin ligile inferioare, mai mult prin împrumuturi. Deci asta este politica de recrutare a Everton, unde s-a mers mereu pe, apoi, bine a fi și așa. Cam asta a fost politica zici că e pur românească. La noi, la graniță, când intră străini, ar trebui să scrie pe o tablă foarte mare. Welcome to Romania. Merge și așa. Asta uh, trebuia să scrie la noi ca slogan de țară. Dar la Everton zici că a fost cam la fel. Și l-au luat pe Mope că merge și așa. Ne trebuie un atacant, ce să facem? Merge și cu Nil Mope. Nu merge, fraților. nu joacă și-a îndaie stat pe bancă și nu l-a băgat niciun minut, niciun meciul ăsta. Uh, pentru că nu e problemă medicală. E pe bancă, dar nu l bagă niciun minut. E foarte clar. Um, în schimb, hai să discutăm despre schimbările astea pe care le-a făcut uh, Potter. Ai pomenit tu că se face 1-0 la pentru uh, Chelsea în minutul 52 de gol Joao Felix. Minutul 62, în doar 10 minute, că uite ce se întâmplă. După golul lui Felix, vezi cum dispare Chelsea și începe să apară presiunea Everton. Stă Potter, se uită la chestia asta și spune Not good. Uh, am să schimb tactic și voi găsi soluția. Da? Adică schimb acum tactic și o rezolv. Îl bagă pe Gallagher scoțându-l pe Pulisic. Problema fiind că eu, eu urmăream pe comentariu Sky. Ce au spus cei de la Sky Sports când s-a făcut schimbarea a fost This is not a change that we are seeing for the first time. Graham Potter likes to take control of the match and it looks like he's going to enforce the midfield. Adică vrea să ia controlul meciului, nu e prima oară când vedem mutarea asta tactică și acum va avea mai multă prezență la mijloc. Adică mai lăsa în față doar Havertz și cu, ha cu Joao Felix în momentul în care făcea schimbarea asta. Nu mai aveau nimic, bă. În spate erau numai dintre ăștia, mijlocași centrali pe care nu știu, soarta să-i facă număr 10 la un moment dat. Enzo Fernandez, Kovacic și acum Gallagher. Din ăștia trei, probabil unul trebuia să fie număr 10 și să dea pase pentru Joao Felix și pentru Havertz. În opinia lui Potter, probabil, nu mai trebuie atât de mult să fie cineva un număr 10, trebuie să fim toți număr 8 sau 5 sau ceva de genul ăsta, să putem să reluăm, să repreluăm controlul meciului. Că uite, se părea că după ce au dat gol, au pierdut controlul. Deci, face schimbarea aia în minutul 62 și ia gol în minutul 69. <laughs> a mers perfect. S-a făcut 1 la 1 după schimbarea asta tactică a lui Potter. Și apoi a venit golul lui Havertz pentru penalti. Într-adevăr, au gafat-o cei de la Everton. Și din nou Potter a făcut schimbare și l-a scos... Pe Kovacic, ca să intre loftus Cic, e ok, suntem în continuare într-o zonă în regulă, adică înțelegem ce s-a întâmplat acolo, uh, pentru că este un mijlocaș central, poate intra altul. Dar a doua schimbare a lui, cât suntem încă pe acolo, minutul 86, da? suntem în minutul 86 și uite acolo deja Chelsea nu mai joacă, după cum vezi, de pe minutul 75 încolo, după ce dă gol, iar nu mai joacă, da? Bă, Altă schimbare este cu oia doi care au rămas în față, Felix și Havertz, este să-l scoată pe Felix și să-l bage pe Ciucu În momentul ăla, zici că era în varianta lui Hagi, doar că nu băgai atacanți, tu băgai mijlocași. Tu scoțe, tu, scoțe toți atacanții, mai rămânea doar Havertz, naufragiat acolo în față, și în spatele lui numai numere 5 și 8, sau ceva de genul ăsta erau, niciun număr 10. Um, Rezultatul lui Graham Potter ia gol în minutul 89. Bă, cu patru mijlocași centrali în teren și doar Havertz în fața lor. Ce dracu să fi fost toată treaba asta. Eu n-am reușit să pricep nimic din cum a jucat finalul. Tot ce am tradus a fost o teamă obsesivă de a nu putea să duci rezultatul cu bine la capăt. Un control pe care tu imaginar ai crezut că îl vei avea pentru că suprapopulezi mijlocul, nu-ți mai trebuie atacanți, că nu înțeleg de ce Chelsea nu putea să continue să atace Everton să le dea 3-1 în loc să apere un 2-1 sau să le dea 2-0 în loc să apere un 1-0. Asta a fost foarte ciudat și pot să înțeleg frustrarea oricăror fani Chelsea care nu prea puteau înțelege aceste schimbări ale lui Potter, care secvențial au scos doi atacanți din trei, adică ei trei oameni ofensivi au avut, doi i-a scos, Unu a lăsat și de fiecare dată a băgat mijlocaș central în locul lor. Da, e foarte ciudat. Până acum am avut și eu tendința să-l pe Potter, mai ales în prisma rezultatelor pe care le-a avut la Brighton, nu pentru ce a făcut la Chelsea. Dar deja lucrurile încep să arate foarte ciudat în, în echipa lui, în felul în care gândește tactic meciurile. Nu știu ce, la ce s-a gândit. Dar cum să te gândești să începi să te aperi acasă contra lui Everton, adică Everton o echipă cu care știm cu toții că nu atacă, adică nu au cu cine să atace. Tu începi să bagi mijlocași centrale care nici măcar nu sunt mijlocași cu apetit ofensiv, nu știu, care să mai pună ceva pericol acolo în fața, în fața porții lui Everton. Bagi numai închizători și încerci nu, să, să omori jocul la 1-0 practic. Da, foarte, foarte ciudat și au în continuare probleme la fazele fixe, nu e prima oară. i am văzut și meciul cu Leicester la fel, atunci au avut noroc și au scăpat și n-au primit gol. Dar au mari probleme să respingă mingea de acolo din careu dacă vine pe sus. Da, foarte, foarte problematic ce se întâmplă la Chelsea. Eu mă așteptam totuși pe finalul ăsta ușor, ușor să-și revină, să mai scape de așa de presiune. P și ăsta... să înceapă să joace ceva mai bine. Ăsta părea meciul la care să poți să continui trendul de bine. Primești un Everton acasă, Everton n-a părut să sperie pe nimeni în deplasare în afară de un Nottingham Forest, să zicem. Și nici când te uiți pe imaginea asta, n-ai de unde să zici că a speriat Everton pe Chelsea. În schimb, ce a întâlnit Everton a fost o echipă speriată. Nu că Everton sperie pe cineva. Chelsea se sperie de propria umbră. În momentul în care nu-ți merg rezultatele, în momentul în care ai pățit-o de prea multe ori, echipa asta și mai ales antrenorul ei se teme că nu vor putea ține sub control finalul. Și când a văzut că i-a mers lui ceva de genul să populeze centrul terenului, a crezut că îi va ieși și acum. dar ăștia n-au mijloc Everton, ei joacă numai așa, de aici sus și faze fixe. Ce dracu, nu le trebuie mijloc celor de la Everton. Ei <laughs> joacă din apărare pe atac. Și asta e toată povestea. Nu știu, a fost de neînțeles cum a gândit Potter finalul meci. Pentru că eu aș fi mers pe ideea, Everton n are voie să respire. Trebuie să-i dăm să ne ducem la o diferență de două goluri. Nu avem voie să începem să ne apărăm contra unei echipe care îmi va veni cu matahalele alea de Onana, Ducure, Tarkovski. Îi vor băga pe toți ai nesimțiții aia la mine în careu și să te ții atunci să te aperi cu ei. asta s-a întâmplat. Da, clar. eu nu cred că a avut nici Everton în plan să vină pe Stanford Bridge să scoată puncte neapărat de la meciul ăsta. Nu cred că a interesat pe, pe ei prea mult deplasarea asta. Dar cred că Sean Dyche a sesizat în a doua repriză cu schimbările alea. Cred că a sesizat că e posibil. Adică dacă mergem spre ei, ăștia s-ar putea să, să ne lase, da. să marcăm și noi măcar o dată și de ce nu? Știți Vedem prea schimbare. sunt da, prea proști. Sunt prea proști, hai să încercăm. Încolo, Everton a început să joace, adică când, a dat Sims, uh, când, când, îți dă Sims gol la tine acasă uh, uh. și golul ăla pe care l-a dat cum l-a dat, da? adică nici Chepa n-a fost Dumnezeu la faza aia, cu Bali oricum a fost primul uh, martor la această fază, um, în momentul la când s-a terminat meciul și a văzut un punct și a dat și a crez, oh mai, ce surpriză! <laughs> <laughs> dar n-am avut în plan să scoatem de aici un punct, dar, bă, bog da proste, e ok, ia uite, astea sunt, sunt locuri de unde putem să mai scoatem niște puncte, că ăștia nu știu ce joacă. Da, da. Și unde te gândeai că poate de acum începe revilimentul pentru Chelsea și poate o să atace finalul de sezon să aibă poate o șansă chiar și un loc 4 așa nesperat pe final, deja vedem că ușor, ușor tot la echipa pe care o știm dinainte s-au întors. Declarații după meci. Bănuiesc că Potter va lăuda echipa. Graham, um, same old story? <laughs> um, well, we um, did a lot well in the game. I thought we did a lot well and um, we're just really disappointed with the goals we conceded. That's the really uh, the disappointing thing tonight because um, we thought we played well enough to get the three points but ultimately if you, if you don't well defend well enough you leave yourself open and um, we paid the price for it. Well James, um, celebrations at the end as if it was a win and I think I can understand why that was. Yeah, it does feel a bit like that, coming from behind twice against a team like Chelsea. Um, and it could be a massive point. Um, but yeah, it was more the character, the way we stuck at it, going behind twice, as I said. Uh, and then a massive goal from Alice, who's been working ever so hard over the last few months and gets his chance. They're improving, I think the mentality's improving. First half was more of a defensive mentality, and we didn't really find many passages with the ball. Second half, we found a bit of a better balance despite conceding, of course. but then reaction to the goals, that's the biggest thing about the mentality. you know there's no disappointments now, you know it's just like right, okay, let's take it on, let's take on the next step of the game. And I think that's growing all the time and that relentless mentality that I believe in, and I think that's growing as well.. Farmaciile Catena au apelat la serviciile lui regretaților Popes, la Popescu și Arșinel. Recomand ca orice pf, companie care face medicamente împotriva laringitei să-l sune pe Sean și Petiții Dumitriu și să-i angajeze la ceva re reclame de genul ăsta. Laringita? O glumă. Ăștia <laughs> doi au vocea perfectă pentru tratamente. În orice caz, bucuroși. Ca o mm -mm. victorie. Așa ceva, pentru că este free money, ai putea zice, da? să pleci cu un punct de peste Stanford Bridge. Da, absolut. Eu zic că nu s-a așteptat absolut nimeni să, să fie rezultatul ăsta, mai ales să marcheze Everton de două ori, cum am spus și voi. Ei dacă marchează o dată, sunt fericiți într-un meci de, de două ori contra lui Chelsea. Și prima repriză, cam mai era diferența reală între Chelsea și Everton, ce am văzut în prima repriză. Repriza a doua a fost absolut noaptea minții pentru ei. Nu știu da, ce, la ce s-a gândit Potter la pauza. Teamă, că vrea să fac. teamă. Acolo s-a văzut teamă. <coughs> În orice caz, asta este, nu avem ce să le facem. A ieșit cum a ieșit. Everton se duce liniștit cu un punct mai departe uh, și pentru ei contează foarte mult. Duminică, ultima poveste a acestei ediții de analiză Premier League este la meciul lui Arsenal cu Crystal Palace. Acum, o variantă a lui Crystal Palace, care probabil s-a temut că Vieira va da meciul lui Arsenal ca să devină campioni sau ce. Au venit ei fără Vieira și le-au dat 4 goluri liniștit lui Arsenal, 4-1. O victorie care a fost, zic eu, lejer, facilă față de o situație în care poate Vieira era pe bancă. În orice caz, au fost câteva săgeți al lui Palace la 0-0. Adică, acolo au fost puțină teamă pentru Arsenal că se poate întâmpla ceva în asol, chiar la 0-0, dar au scăpat, pentru că au fost ei prea proști, i-a apărat și Bara până la urmă, că din Bara a dat în Ramsdale, din Ramsdale a ieșit în corner, au avut și noroc, dar la Arsenal îi se întâmplă chestiile astea, știi, la, la Vila, din Bara dăm portar și intră în poartă și Arsenal câștigă meciul și aici din Bara dă în spatele lui Ramsdale și iese în corner. cineva de sus, bărbosul, cred că vrea Arsenal campion. Da, Arsenal, pe lângă jocul foarte bun pe care îl prestează în acest sezon, eu zic că joacă în anumite momente chiar mai bine și decât City, uh, au avut și noroc în anumite părți ale jocului, chiar și aici cu Palace, cum zici tu, dacă intra golul la lui Zaha, poate lucrurile se schimbau, poate arăta meciul mai mult la... ca cel cu Bournemouth, la fel, când au primit acele goluri repede acasă. Dar, pe total, au meritat victoria, clar, echipă mult mai bună, <coughs> se exprimă așa cum trebuie în teren. Dar Palas, acum, pe de altă parte, nu știu ce să mă mai aștept de la ei. Tot spuneam că n-au probleme cu retrogradarea în acest sezon, dar deja încep să facă niște mișcări foarte ciudate acolo sus în birouri și ușor, ușor bagă echipa asta în, un acolo și pe ei. Da, am auzit că vor să-l contacteze și pe vechiul nostru Hodoroxon. E doar 75 de ani. situația la Tânărul da, de un 75 tiner, de ani. Practic, da. Sigur. <coughs> Merge, merită o șansă. De ce să nu avem încredere și pe mâna tinerilor în această campanie? Uh, filmul Concederii lui Vieira este ceva mai ciudat pentru că este prima oară când am reușit să aflu că erau gata să-l demită și prin februarie anul trecut atunci când a intrat într-o perioadă de bună de meciuri, a început pe la Watford să-i meargă bine lui Crystal Palace și după meci, dar înainte de seria aia bună a lui Palace de final de sezon, Vieira era pe cracă și pe atunci. Problemele cu Vieira au fost legate de stafful lui, că nu prea aveau atât de mare încredere în oamenii aia care erau angajați de Vieira, cu oamenii care erau în jurul lui. Nu prea erau ăștia impresionați de oamenii pe care i-a dus Vieira în stafful lui. Um... Mai apoi să nu uităm că l-a demis pe unul din stafful lui, dar un om care aparținea de Crystal Palace, adică o legendă lui Crystal Palace a fost Sean Derry, mi se pare că era numele lui, a fost demis undeva în iarnă și țin minte că am și prezentat decizia aia când Vieira spunea că e decizia lui, era pentru că țin minte că ei au fost bătuți de Lampard cu Everton 3-0 și după înfrângerea aia, asistentul lui făcuse cu ou și cu oțet, vestiarul, că nu reprezintă Crystal Palace, că nu le nu interesează culorile, emblema clubului, nimic. Și Vieira lui s-a părut că asistentul lui puțin își depășise responsabilitățile. A dat afară pe la, la, la demis din stafful lui. Și da, a venit foarte ciudat vestea asta. Nici măcar nu, nu l-au întâlnit față în față să discute. A primit vestea la telefon în timp ce mergea spre antrenament. Pe la șapte dimineața l-au sunat la telefon să-i spună că au luat decizia să se despartă. Și după aia i-au sunat și pe asistenții lui. Adică tot așa, telefonic au anunțat și pe aia că nici ei nu mai trebuie să vină. Și acum, da, e ciudat să ajungă la Roy Hodgson Crystal Palace pentru patronii pe care îi are. Și apropo, unul dintre ei este Textor, ăla care a cumpărat Olympic Lyon, da? Asta este în acționariatul lui Crystal Palace aici. Acum sunt tot felul, Blitzer, Harris, ăștia și Textor, ăstea americanii, acolo Steve Parrish mai este omul care mai ține cumva la ce trebuie să însemne echipa asta, Parrish a și făcut declarațiile de despărțire oficiale pe site și a exprimat o mâhnire profundă legată de această acțiune pe care clubul trebuie să o ia. Adică totuși a fost o despărțire despăr despăr care părea un pic mai... Față de despărțirea care sunt în șase cuvinte, că nu mai este antrenorul clubului, <coughs> au scris ceva frumos despre Vieira. Gestul este urât, <coughs> dar au scris frumos la plecare despre el. Um, și acum s auz de Hudson. Mie Palace mi s-ar părea o candidată bună de a pica, Vieira n-a fost mulțumit de ceea ce i s-a adus în echipă, uh, n-a fost mulțumit că nu are întăriri pe posturi, nu are dubluri, așa cum ar fi vrut el să aibă, uh, n-a avut nimic, că adică l-a pierdut pe Gallagher din sezonul trecut, a avut o echipă mai slabă în sezonul ăsta, nemai avândul pe Gallagher în centru terenului, l-au adus pe cei Ducure, dar care n-a venit să-l înlocuiască pe Gallagher, că ei au trebuit să-l înlocuiască și pe Cuiate la mijlocul terenului, și au fost multe probleme pe care Palace trebuia să rezolve și nu le-au rezolvat așa cum ar fi vrut Vieira. Așa că nemulțumirea lui cu jucătorii n-am auzit să fie avut mari probleme. Jucătorii între ei, în schimb, au început să aibă probleme. Și că s-au luat ăștia puțin la harță pe la Crăciun după, ce, după revenirea de la Cupa Mondială s-au luat la harță pentru că nu i-a convenit unuia acum a intrat altul la ăștia din Academie care fac antrenamentele împreună cu echipa mare la unele jocuri școală și mai intră câte unii de la echipa de seniori intră mai tare și atunci mai sunt care sar la bătaie că lasă bă copiii, omori copiii aici pe teren. Ionel Gane, cine? Gane a intrat orice meci amical putea să rupă orice copil. dar Palace în momentul ăsta cred că și-a creat o situație, a devenit un personaj negativ cu decizia asta. Adică din momentul ăsta nu știu câte lume care nu e fan Crystal Palace și cred că în România nu avem atât de mulți fani Crystal Palace, dar cred că în afară de ei nimeni altcineva n-ar mai suspina, zice că lăsați-mă și cu Crystal Palace, ia să încerce și experiența în Liga a doua, că pare că li s-a urât cu viața bună de Premier League. Cu o decizie de genul ăsta. Pentru că Viera îl lasă pe locul 12. Anul trecut a terminat pe 12. Și știi care a fost concluzia clubului? Un sezon revoluționar care pune fundațiile uh, sezoanelor ce vin. Păi, pe locul 12 îl dați afară. Acum. Da, dar nu mai mergea. Nu știu. Nu, nu mai. Bine, bă. <laughs> și unde e omul care ia. Mie îmi plac demiterile astea care nu anunță imediat nou antrenor. Păi le-a dat numai de dragul de a nu-l mai avea sau ce? spune bă, că ai altul care e pregătit și echipa nu pierde niciun timp cu... A plecat unul, trebuie să vină altul, să nu N avem timp de pierdut vreme aici. Nu, să-l palas acum ce că curtează pe Hudson, dar probabil pe Hudson îl curtează, dar nu... E tot sună la sonerie și nu răspunde nimeni, că până vine la ușă Hudson-ul aia pleacă. Deci, chestii de genul ăsta. Da, pentru felul ăsta în care se comportă cei de acolo, cei din conducere, mai ales ar merita cei de la Palas și ei o retrogradare. <coughs> pentru că nu prea am făcut mare lucru în ultimii ani, practic anul trecut, știu că vorbeam noi de la început, că Vieira a făcut o treabă extraordinară când Palas era una dintre candidatele la retrogradare și n-au avut absolut deloc probleme. Iar anul ăsta spuneam că pierderea aceea lui Gala, s-ar putea să fie una importantă pentru el din punctul meu de vedere, a fost cel mai bun om al lor sezonul trecut și s-a văzut clar că n-au reușit să-l înlocuiască. Și, practic, acum au pus tot în cârca antrenorului rezultatele mai slabe. Ei însă au avut și un program destul de greu în ultima perioadă, adică nu te așteptai chiar la mari rezultate în meciurile astea. De acum încolo programul se deschide pentru ei și au ceva meciuri mai ușoare. Dar fiind o situație cum este asta acum prezentă, s-ar putea să fie targetați de celelalte echipe pentru puncte și cei de la Palace. Adică ar putea să vadă de banda dacă este acolo. Așa că nu este nimic sigur pentru ei, pentru sezonul ăsta. acum, cred că un lucru este foarte clar. n au fost cele mai grozave relații aici, pentru că nici antrenorul nu a primit tocmai ce a vrut. Eu o spun, de atâtea emisiuni e ceva ce nu merge bine la Crystal Palace. Până la urmă pare că a fost vorba de atât de multe lips, nu știu cum să zic, nemulțumiri, adică atât de multe minusuri pe care le-au simțit unii față de ceilalți. Conducerea față de stafful lui vie era, vie era față de ce trebuia să aducă conducerea în echipă. Până la urmă au ajuns la decizia asta care eu rămân, eu rămân la părerea că Palace are o echipă prea bună să pice. Mi se pare că au un lot foarte bun față de lotul pe care îl avea Hudson și că jucătorii <coughs> ei ar trebui să poată să-i ducă cu bine peste linia de sosire. Dar un scenariu în care Hudson ar... Adică eu cred că și Hudson îi poate scoate cu bine la capăt în actualul sezon. Dar ar fi un vis extraordinar ca el să vină să-i retrogradeze. Ar fi ceva senzațional. <gătă -i> Da, mai ales că situația este foarte strânsă acolo jos. Chiar dacă sunt ei acum pe locul 12, imediat ar putea aluneca spre locul 17. Adică e o chestiune de două, trei etape și poți să fie acolo jos foarte rapid. Da, depinde acum și de jucători. Ce... Zaha știu că termină acum contractul, depinde cât de motiv. Poate o să joace pentru un alt contract la altă echipă, nu știu ce, ce să zic și de el. Ast în meciul de astăzi cu Arsenal, el a fost singurul care a mai mișcat ceva în fața acolo pentru Palace, ceilalți inexistenți de la început până la sfârșit. Da, interesant de urmărit și situația lui Palace de acum încolo. Arsenal, să vorbim puțin despre Arsenal, <coughs> pentru că am început cu Demitra Vieira, a fost știrea weekendului, să zicem, dintre aceste două echipe. Dar înainte de weekend, fusese seara de joi, în care Arsenal făcea titluri după eliminarea din Europa League în fața lui Sporting Lisabona. Martinelli era cel care rata penaltiu și Martinelli a deschis scorul. Cumva, ce am văzut în echipa de start a lui Arteta, aveam oarecare temere astăzi că cei care au jucat 120 de minute joi ar putea să nu fie titulari. Toți au fost în teren, din primul minut. Și inclusiv cu Martinelli, cred că Arteta. Ce-a căutat să transmită echipei a fost: Nimeni nu e pedepsit pentru ce s-a întâmplat acolo. Toți uh, sunteți în continuare eroi pentru ce ați jucat în Premier League în sezonul ăsta și veți deveni campioni. Eu cred că ăsta a fost mesajul lor. Uh, mesajul lui iarteta pentru Vestiar. De genul: scoateți-vă din minte seara aia, am făcut ce s-a putut, atât ne-a ieșit, dar voi toți sunteți campioni și o să fiți campioni în 10-11 etape. Începem din sea, din, de astăzi cu meciul cu Crystal Palace. Niciunul din voi nu e pedepsit să rămână pe bancă. Sunteți buni de joc? Sunteți obosiți sau nu? Dacă nu sunteți obosiți, sunteți titularii mei. Voi ați dus echipa pe locul întâi în campionat. Și a băgat pe toți, și pe Zincenco, și pe uh, Martinelli, și chiar Martinelli a reușit să marcheze golul. Cred că a fost mesajul către grup să nu începem acum, uh, chiar dacă între, între ei puteau să vorbească, să spună nu e o pedeapsă sau ceva. Nici măcar să nu transmitem ideea că cineva ar putea să fie văzut ca pedepsit. În lotul ăsta, echipa asta este a mea, echipa asta m-a dus pe locul întâi, voi sunteți oamenii mei și cu voi luptăm mai departe. Cred că ăsta a fost mesajul, că am văzut pe toți în continuare uh, titularii de drept, niciunul dintre ei o decizie ciudată să fie lăsat pe bancă după seara de joi. Cu siguranță pentru ei nu conta chiar atât de mult Europa League, având în vedere situația actuală pe care o au în campionat. Poate dacă se aflau, nu știu, zic pe locul 4-5, poate îi interesa să câștige atunci Europa League. Dar având în vedere că sunt la 10 etape distanță de un titlu istoric, după atâția ani, 20 de ani sunt, e clar că prioritizează campionatul și poate acele meciuri de joi din Europa, din Europa League îi încurcau mai mult pe, pe termen mai lung. Sunt sigur că nu, cred că n-a fost nimeni certat că de ce domnul ne am calificat uh, contra celor de la Sporting. Așa că pentru ei... Din conducere, acel... din conducere, nu, dintre fani nu le-a picat bine. Da, da, dar eu zic că dacă la finalul uh, sezonului se văd cu titlul acolo în mână, cei de la Arsenal nu, nu o să reproșeze nimeni nimic că au pierdut păi datul, eu sporting. cred că... Asta este presiunea pe Arsenal în momentul de față. Ei nu și-au mai lăsat nicio variantă de backup prin care să zici, băi, dacă ratăm lupta la titlu cu City, măcar să câștigăm Europa League. Că un loc 2 plus Europa League era o chestie care se împacheta foarte frumos. În momentul ăsta, Premier League, că dacă ăsta se ratează, senzația rămâne destul de amară. Îi va fi greu lui Arsenal și lui Arteta să împacheteze sezonul ăsta ca unul de creștere, să avem răbdare. Sunt convins că toți fanii Arsenal simt că este sezonul ăsta sau ne-a luat dracu. Pentru că nu știu dacă au senzația că anul viitor va mai fi atât de ușor cum a fost anul ăsta. Adică să fie atât de multe echipe în criză, pentru că eu consider inclusiv City într-o situație de criză. Mi se pare că și ei da, se, se caută în acest spedere. sezon. E că adică Arsenal profită în momentul ăsta de o deglingoladă pe la multe echipe cu care ar putea să fie niște încurcături complicate în anul ce vine. Ăsta e sezonul cu S mare, în care au toate argumentele de partea lor. Și acum s-au pus la colț cu faptul că le trebuie anul ăsta Premier League. Altfel, eu o să continui să-l văd ca un sezon de creștere pentru Arsenal. Dar s-ar putea ca această creștere să nu mai fie suficientă în anul viitor pentru un titlu. Ăsta pare să fie anul de titlu. Da, și eu zic că acum este cel mai bun moment pentru ei să, să atace titlul. Sunt și într-o poziție foarte bună, au cele 8 puncte avans acum față de City. Practic, e, titlul este în mâna lor. Dacă e să-l pierdă de acum încolo, îl pierde mâna lor. Eu, eu așa vă situația. Au acele, cred că vreo 4 meciuri spre final, mai complicate cu echipe din prima da. jumătate și acolo va fi decisiv, practic, pentru ei. dacă își câștigă meciurile alea, cam... Cam asta e. Cred că au posibilitatea chiar să și piardă cu City și tot să rămână campioni da. la final. Pot să fie și ajutați de un pas greșit al lui City. Adică aici trebuie da, să ne punem întrebarea dacă City va câștiga totul până la final, că altfel Arsenal mai poate primi răgaz în cazul în care și City face pas greșit. Așa că o să vedem. De la meciul ăsta nu avem declarații că au fost inclusiv, acum s-a terminat meciul, nu cu mult timp înainte să intrăm noi în direct. Dar Povestea meciului nu e foarte complicată, uh, golul lui Martinelli a deschis drumul spre 1-0, Saka a făcut 2-0, Jaca a marcat un gol ceva mai, nu știu cum să spun, mai, mai complicat acolo prin care Careu, mai bodogănos așa printre oameni, printre... în fine, a intrat uh, 3-0, șlup, corner, fraților, fază fixă, a făcut 3-1, totul părea că e gata, da, a început Pala să dea semne de viață, 3 la 1 și apoi am mai simțit Arsenal să dea nevoie, să mai dea un gol, să nu începem să avem emoții, că Pala să începea să creadă că poate ajunge la 3-2 și chiar să forțeze finalul. La 4-1 s-a liniștit toată lumea, a fost deja o victorie de manual. 4 la 1 este medicamentul de care aveau nevoie peste pauza internațională, este pansamentul de care avea nevoie echipa să nu cumva să fie o pauză internațională de prea multe întrebări. Arsenal a mai liniștit spiritele cu victoria asta. Da, cu siguranță. A fost un match la îndemână pentru ei și l-au și l-au făcut ușor să, singur, practic, În acel gol al lui Martinelli, acolo au deschis corul și cei de la Palast nu prea au mai contat prea mult. Ce ar mai fi de punctat că este al doilea meci acasă în campionat când primesc gol în urma unei faze fixe. Asta cred că ar putea fi de discutat pentru ei, această sensibilitatea lor la fazele fixe. Ar mai fi, bine, poate o problemă în lipsit și saliba acolo a fost holding în locului și poate nu sunt la fel de sudați el cu Gabriel cum ar fi cu saliva. Dar per total, un meci foarte bun pentru Arsenal contra unui adversar care nu cred că și-a propus să facă prea multe lucruri azi. Acum, dacă e să o privim așa că ne spune și lumea pe chat, campionate mari din Europa și-au cam terminat povestea, adică Barcelona a bătut pe Real Madrid în seara asta, e virtual campioană în Spania, dacă nu cumva apar ceva de punctări, dar să nu ajungem acolo. Um, dincolo, Italia cu Napoli este campioană, PSG campioană, pentru francezi nu e ce să punem la îndoială. Germania mai rămâne interesantă cu Bayern care insistă să facă acolo campionatul interesant, a insistat să-l facă într-un fel interesant și City cu Arsenal. Astea sunt cele două dueluri pentru finalul de sezon la trofeu de campioană în primele 5 ligi europene. Ce avem de trecut în revistă ar mai fi doar rezultatele din FA Cup, unde Vincent Kompany a primit botezul de foc pe Etihad, a venit pe banca tehnică adversă, a luat un 6-0, dar s-a bucurat așa să vadă împrejurimea, că Acum, pe bune, dacă Dan Petrescu merge cu orice echipa lui pe Stamford Bridge și ia 6-0 de la Chelsea, se supără pentru 6-0 sau se salută cu tot stadionul? Cam asta e toată povestea așa aici, nu? A avut mari ambiții cu Burnley, Vincent Company să bată pe City 6-0. Haaland a luat o razna din nou. 8 goluri în câte zile au trecut. Nu -o e o săptămână. săptămână da. ce? Nici o săptămână. Da. Da, și a, f a fost schimbat după aceea de guard. Nu mă așteptam totuși să-l bage titular pe Haaland în meciul ăsta de cupă, cred că a insistat și el să, să mai joace, să mai dea niște Halan da, acolo. Haaland alege când joacă sau nu. <coughs> da, nu, interesant. O să fie așa. interesant la revenire. Ca o meciul cu Liverpool direct, cei de la City, acolo va fi interesant de privit cum va decurge acel meci. Mm. Așadar, <coughs> 6-0 pentru City. După care uh, avem... Uh, Adversara lui City o să fie uh, Bright. Brighton, care a trecut de Grimsby 5 la 0. S-a terminat <laughs> și aventura pescarilor, dar cam așa mă și gândeam că se va termina, 3, 4, 5. Pentru că de la 3 în sus, pentru că eram convins că Brighton este genul de echipă care este încă înfometată de rezultate mari. Adică vrea să-ți dea 5, dacă poate da 5, pentru a arăta că e o echipă care începe să gândească precum o echipă mare. Se apropie de locuri europene, se apropie, uite, de trofeu, că este acum în semifinală. Deci, 5 la Și zero, Nu prea omenaja cu... jucători. Cei de la Brighton au jucat cam cu ce au avut mai bun. Poate doar un Dav a fost uh, un jucător care nu prea îl vedem în Premier League. Dar exact. în rest au fost toți. Toma, Margi, McAllister. A cercat și Undav și Ferguson împreună. Mai greu de crezut, dar doi atacanți au fost în teren pentru ei. Mitoma, Marci pe flancuri. Deci s-au distrat cu săracii pescari de la Grimsby. N-au avut ce face ăștia. S-a terminat navodare sau ce-au fi. Ăștia, au terminat-o. 5-0 la pentru Brighton. Um, și... Um, stai un că mi se părea mie ceva Am ciudat. Uh, da, United este cu Brighton În vreme United, ce City da, va juca da, cu, Sheffield City cu Sheffield United Cu Sheffield, exact. Deci da. Brighton va întâlni pe Manchester United uh, în semifinale În vreme ce Sheffield United a reușit să treacă cu 3-2 de Blackburn uh, Sheffield United pe final În ultimele 10 minute Blackburn a condus cu 2-1 Și până la urmă Sheffield a reușit să marcheze Sheffield își pune astfel în calendar un meci cu Guardiola Pentru semifinale de FA Cup Mergi pe Wembley, pentru ei. Mm -hmm. Da, va fi o sărbătoare pentru fani, cel puțin acel. meci pe Wembley, e totdeauna o ocazie specială să ajungi acolo. Și în fine, demolarea asta de cartonașe roșii al lui Man United cu Fulham, pornită de William, mm -hmm. care mi-a plăcut. Cum poți să simți când ai dat de un hoț? Instinctul îl face pe hoț să uite că sunt camere de luat știi? Și el încearcă încă să convingă arbitru că nu, 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 uite aici, aici nu s-a întâmplat nimic, uite aici, toate reluările arată că a fost hands, clar, și roșu, și penalti. William scos, după care Mitrovici a simțit că e momentul lui să-și ia vacanță. S-a dus repede să-i spună lui arbitru că e supărat pe ce se întâmplă. După aia toți s-au supărat de pe acolo, a ieșit un meleu, bineînțeles. Toți, toți au început să înjure, toți au vorbit numai de mame și de familii și de toate astea. S-a terminat și pentru Marco Silva și pentru Mitrovic. Astea vor avea repercusiuni și în campionat. Adică aceste cartonașe roșii urmează să le simtă ei în Premier League. Dar Fulham mă duce bine. E pe locul nou în Premier League și Mitrovic mirosea vacanța. Adică era momentul lui. Pe Mitrovic are câteva săptămâni bune de când și-a luat vacanță. Nu prea. A marcat acum cu noi în seara asta, dar în rest nu prea mai marcat nici în Premier League. A cam intrat așa pe modul de croazieră, a jucat cât a avut nevoie la începutul sezonului și cam gata pentru el și pentru fulă. Așa că asta a fost povestea și din Cupa Angliei și v-am spus în semifinale, pe Wembley, pentru că semifinalele se joacă pe Wembley în FA Cup, se vor întâlni Brighton cu Manchester United și Manchester City cu Sheffield United. Ei, totuși, o zi mișto pentru cei de la Sheffield United, dar să știți că acolo sunt niște... O să vorbim când avem episodul de Championship. Sheffield United are niște probleme cu banii, pentru că au primit embargo la transferuri, dar ne trebuie niște bani care trebuie băgați în club. Acum toată lumea trage la promovare acolo la Sheffield United. Eu v-am spus că eu am un vis prin care Sheffield United merge la playoff și în momentul în care United, Sheffield United ar merge în playoff, uie, uie, se complică foarte mult situația. Că mă tem ca să genul de echipe care s-au crezut mereu direct promovate și astea greu reușesc să câștige un playoff când un sezon întreg au stat pe locuri direct promovabile. Dar vom discuta despre chestii de genul ăsta de luni într-o săptămână, adică din, în 27, la ora 19 vom discuta despre toată Liga a doua engleză. În seara asta am vorbit despre etapa 28 și am făcut un expozeu extrem de larg despre Antonio Conte și vreau să-i mulțumesc lui Bogdan pentru um, soluția de rezervă în momentul în care forțele malefice această mafie high-tech ne-a pus piedici n-am putut să-l avem pe Andy în seara asta din cauza, din cauza la lipsă de net. Cam asta ar trebui să se întâmple. Pe toată zona, apropo, atenție, nu e vorba de blocul lui, de ceva, nu, gata, i-a terminat pe ăștia. București, București, fraților, este capitala noastră. Um, nu degeaba, când am auzit pe Jimmy Carr vorbind în București, a spus, mi s-a spus de vorba de chestia asta cu micul Paris în București. A, ah, nu ce să vă spun, dar în Paris sunt ambele tipuri de apă, și rece și caldă. Și deodată. <laughs> adică, um, nu, nu e... Totuși, bă, l lăsat și pe net, fără om, o să căutăm soluții să vedem. Dar totuși vreau să-i mulțumesc lui Bogdan că de nicăieri, așa, pe, din scurt, l-am anunțat că dacă e disponibil, aș putea să nu fac singur emisiunea și m-a ajutat foarte mult să putem să o facem mai dinamică, să fie un dialog în seara asta legat de ce s-a întâmplat în etapă. Vă mulțumim și vouă celor care ați fost împreună cu noi. Am trecut de 100 de oameni și în seara asta, deci a fost ceva mai atipic. A fost pentru că vrem să aveți pauza internațională și noi de mâine sunt plecat din localitate și eu la revedere. Ne luăm pauză de-a binelea și vom reveni în scurt timp pentru discuția despre Championship, așa cum v-am spus. Ia să vedem că avem încă un super chat chiar de final înainte să închidem. Bogdan, te lași pe tine să spui ultimul cuvânt. Da, mersi, mersi pentru invitație. Îmi pare bine că am putut să vă ajut. Am fost ca la FPL, prima rezervă acolo pe bancă pentru, exact. pentru Andy. Am intrat, am intrat imediat. Așa și, cum spuneam, încă un super chat de final din partea lui Ion Horia Petrișor. Cred că tocmai despre FPL urmează să ne spună ceva. Ia să vedem da? Uh, nu se potrivește cu programul Eu o să ne urmărească mâine, dar trebuie să spună cuiva, are 95 de puncte în FPL, 136 da bă, locul da bă. în Game Week. Adică, băi, este în, <coughs> în, primii 150 din lume în această săptămână. Pentru cei care joacă Fantasy Premier League știu că asta nu e de aici, de acolo. Este o etapă legendară pentru Ion Horia Petrișor. Eu să faci poza prima dată. la asta, să o pui în <laughs> a da pentru prima oară în primul milion la general de două sezoane. Ne mulțumește și, pă, dacă un sfat măcar să fi fost din partea noastră bun în direcția asta, cu atât mai mult ne bucurăm pentru tine și ai că poți să ai un final de sezon tare, adică nu te lași acum dacă ești în primul milion de aici, direcția e doar în sus. Îi mulțumim și pentru super chat. Da, foarte, asta e incredibil de greu, cred că o singură dată am reușit să mă clasez în primii 1000 într-o într etapă și atunci cu un bench boost, altfel nu prea ai șanse să ajungi acolo. Fraților, încă o dată vă mulțumim pentru prezență, ne vedem în 27, relaxați-vă în pauza internațională, v-am făcut și ediția din seara asta, vă puteți delecta cu Delirium Tremens al lui Antonio Conte și o să ne vedem în seara de luni, obișnuită, ora 19 în 27, discuții despre Championship. Relaxare plăcută, hai România sau ceva, come on England, ceva de genul ăsta. Ne vedem, salutare!